Da? Bună dimineața, doamnelor, domnilor, domnule primar. Ați fost invitați să participați la lucrările ședinței ordinare cu următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului consilier Ander Laurențiu Gabriel, președinte de ședință pe luna martie 2020, inițiator primar comunei. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de măsuri de gospodărire în frumoase țară, păstrarea ordinei și curățenii în comuna Târgu Totuș. Proiect de hotărâre privind inițierea procedurii de închiriere a pajiștilor aflate în proprietatea privată a comunei Târgu Totuș. Proiect de hotărâre privind modificarea completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public comunei Târgu Totuș. Inițiator este domn primar la toate proiectele. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței de la domeniul privat al comunei Târgu Totuș, a unor imobile, terenuri, proprietatea comunei Târgu Totuș. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor operatorului SECO, societate comercială ECOSUD SA și aprobarea actului adițional numărul 2 din contractul 1078/1087 din 16.04.2018. Proiect de hotărâre privind acordarea premiului în bani în cuantum de 800 de lei cuplurilor care vor împlini 50 de ani de căsătorie în anul 2020. Proiect de hotărâre privind înștiinuirea raportului de evaluare a performanțelor profesionale individuale a secretarului comunității Totuș pe anul 2019. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și estimarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2022-2023 a comunității Totuș. Și concluzia acestei diverse. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Mulțumesc. Trecem la procesul verbal. Punem la vot procesul verbal al ședinței din 30.02.2020. Discuții. Domnul Ungureanu. Domnul Băcaru. Are cuvântul domnul Ungureanu. Eu am să mergem împotriva și n-am să votez procesul verbal, care fiecare dată eu am menține ca să fie exact redactat ceea ce discutăm, adică ceea ce spun. Asta nu înseamnă să facă, să se facă o compunere. Deci o compunere faci la școală, așa consider. În momentul în care îți spune profesorul, domnule, citește și fă o compunere, faci o compunere. În momentul în care legiuitorul spune că trebuie să redacteze exact ceea ce spun, i-am și transmis doamnei secretară, i-am spus are la dispoziție filmarea din unde poate să iei exact cuvintele care se pot, adică au fost folosite. Doamna secretară mi-a răspuns că nu poate să iei filmarea pentru că filmarea nu se vede și nu poate să tragă o concluzie de acolo. Atare a considerat că face o concluzie. Din punctul meu de vedere, discuțiile au fost foarte aprinse atunci, da? Acest proces se va rămâne, după câte știm noi, la dosar. În momentul în care dispare filmarea și nu este pe procesul verbal menționat, discuțiile purtate normal, în ședință, nu se poate lua în calcul nimic. Ca atare, eu n-am să votez. Și nu am să mai specific în continuare discuțiile. Filmarea este. Eu cred că am văzut un fragment din anul așa. Din punctul meu de vedere, venind vorba că dacă este și îmi dă voie doamna președintă să mai aduc o completare, iar pe discuție și pe această temă, cu filmarea, știți foarte bine că s-a discutat filmarea din punctul nostru de vedere și a cătorva consilieri, nu se face corect. Bun, acum, odată, nu se filmează și nu zâmbiți, domnul primar, că dacă ne uităm de filmare, cel puțin 10 minute, și nu știu dacă poate doamna să mă contrazică, cel puțin la discuția purtată atunci, 10 minute, a fost filmat tablou din partea aia, deci nu mi s-a făcut. Interesant. E interesant, din punctul meu de vedere, nu este. Atunci noi nu venim să facem aici așa. Bun, am înțeles, doamna. Eu vreau ca să fie filmat, ca să fie lasă să se filmează. Am înțeles, cred că s-a părut despre oameni. Mulțumesc. Da. La pagina 7. Așa. La paragraful 5 și 6. Se zice că domnul David Emil a fost invitat. Nu știu nici către cine a fost invitat. Probabil că este o greșeală. Da, a fost prezent la ședință. Și dacă mai zice dumnealui, s-a săturat de dumnealui că acești consilieri de față sunt plătiți pe bani publici fără să facă nimic.
Deci este o mare adevărătăță care nu poate fi luată în considerare. Revin la ce a zis și domnul Petrică Ungureanu, în momentul în care se filmează, să se filmeze cel care vorbește. Vorbesc eu, vorbesc domnul Ungureanu, orice consilier sau domnul primar să fie filmat. Inclusiv discuțiile care le are, nu să fie buruiați, burat sau... Mă rog, da, dar pentru asta mai am o rugăminte. Vedeți că ședințele de Consiliul Local au mânat un haos total. Ea n-are cum să prindă, ori vorbim toți fărând ca să se poată. Păi tocmai, da? Să nu fie haos, să fie niște bine. Președinte de ședință este suveran, suveran și să conducă ca lumea, să fie lăsat să conducă. Sigur. La punctul 14 care l-am aprobat, adică care a fost la ședința trecută, spune că așa, 8 voturi au fost pentru și 5 voturi au fost abținut. Proiectul de hotărâre a fost respins cu 8 voturi pentru și 5 voturi nu abținut. Greșeală. Spuneți. Da. Deci, să rectificăm, nu? Să spunem că a fost, proiectul a fost aprobat, nu? E respins. Respins. Deci, dacă îmi termin, unul din proiecte de hotărâri, primul patrimoniul comuniști, proiectul de hotărâri face parte, fiind vorba de fașinia comunii, deci în patrimoniu. Acestea se votează cu 2-3. Deci trebuia cu minim 10. Da. Deci a căzut povul. Din moment, din această cauză a băgat din nou cu ordinea de zi. Corect. Deci a căzut. Da, deci v-ați înțeles despre ce? Vă rog. Domnul Militeru, vă rog. Mulțumesc. Deci, eu vă mulțumesc din urmă. În urmă ce funcționează pentru ordinea de zi, punctul 13 din ședința anterioară, în speță din ianuarie, am punctat acolo cu SECE Monitav, care este Emil David, care a ștornat suma de 8.825,32 de lei. Dar vreau să știu dacă, în ce privește SECE David Electric SRL, așa dacă a ștornat suma. Pentru că, în urma acestui demers, spune clar, SECE David Electric s-a angajat să plătească până la data de 31.2020 această sumă. Vreau să știu dacă s-a plătit această sumă și dacă nu s-a plătit, ce concret, ce demersuri s-au făcut. L-am acționat în instanță, i-am mai trimis o asociare, i-am... O să-i simne, a trimit o dată o avertizare, așa zice și legea, dar nu a fost în instanță. Păi data suntem pe finalul lunii februarie și el nici măcar nu a binevoit ca să vină ca să-și doreze acea sumă. O să vină și dacă este... Să vină acord în ședință în următoare, poate să vină și în față cu dumneavoastră. Păi să vină că deja suna nesimțirii grasa asta, dacă mi se pare inadmisibil. Da. Mulțumesc mult. Asupra acestei teme, puteți să ne spuneți dacă această firmă mai execută lucrări în comunitatea noastră sau nu? Da. Păi cum se ele execute la domnul Ungureanu? Mi-a spus întrebarea ascultată. Zilele trecute am fost nevoit, știți destul de bine, că am avut niște probleme și neavând o să încercăm să facem o licitație prin care să aducem cineva, da? Vorbeam urmează în perioada imediat următoare și o să cădem de acord în caz de nu o să aducă școlul înapoi, să ne execută lucrările să lucrăm bine. Domnul Avădă, nu știți. Dar nu-i, da, corect, nu-i corect știu. Chestia asta, adică mi se poate e total... Trebuie să-i las lucrări dacă are datorie la noi, păi trebuie să aducă, dar a adus la cea mai o să fie, dacă dă voi, o să fie monitav, David în speță, nemulțumit, o să vină și o să urle, ca cum faci de obicei, și spune că am venit, că nu m-am nu știu ce și am adus banii, și altă este într-un fel privilegiat. O să nu este niciun privilegiat, păi înseamnă că știți, banii stați, nu știți? Păi nu, dacă sunteți de acord în ședința următoare, o să vină și o să vedeți că și orice am adus banii, și o să vă prezinte și el anumite aspecte din problemele care sunt în ora actuală. Deci vreau să-i dați voie încă 30 de zile ca să... Păi de unde știți că 30 de zile o să vă aici? Păi să ne vorbim așa specificat. Și media cam 30 de zile. Păi să ne vorbim 10 zile. Poate vreți face pe întâi parte. Vă rog, domnul Bob. Domnul Bob. Eu, în legătură cu domnul David, pentru care și eu m-am aflat în persoane care m-am plan de făcut în ședința, dar s-a nimerit discuția așa prinsă, că m-am întâlnit și domnul avea o problemă. Și este venit ca invitație, chiar
participă aici, ori să fie pe ordinea de zi. Dar să se anunțe de la început cu ce probleme. Este în caz că are probleme și să nimerece să fie una din hotărâri de pe proiectul care dezbate în conștiința respectivă, să fie anunțată toată. Eu îmi cer scuze public, pentru că mi-am mers un pic așa din firii și l-am invitat afară. Deci nu sunt mai întâmplă treburile. E bine că mă cer scuze, are zăbrăză. Alții nu știu ce. Mai să-mi discuți? Supunem la vot atunci procesul verbal a ședinței din 37. Cine este pentru? Toți mă fac. Împotrivă? Domnul. Deci, pentru împotrivă, domnul Dăr. Așa, da. O să vă rog ca să fiți de acord să trecem la punctul 6 la ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea notificării tarifelor operatorului SCE Ecosud pentru aprobarea activului adițional, având un reprezentant de domnul Covaci. Da, ceva da, să rămân mai este un mărant. Da. Da, domnul Covaci, vă rog. Bună ziua, domnul primar, bună ziua, domnilor și domnilor consilieri. Numele meu este Cătălin Covaci, sunt inginer în cadrul aparatului tehnic al ADIS-4. M-am fost astăzi aici, în partea dumneavoastră, pentru a vă prezenta proiectul de hotărâre pe care dumneavoastră sunteți chemat la dată la aprobat, privind modificarea tarifelor operatorului SCE-100, operator care gestionează instalațiile de șeuri și nu de programator. Acest operator este câștigătorul licitației din anul 2018, cu un contract pe 23 de ani. Fac referire la faptul că, în momentul de față, operatorul funcționează cu niște tarife ofertate în anul 2014, atunci când dânsul s-a prezentat la licitație. Licitația s-a desfășurat pe o perioadă mai îndelungată de timp, s-a finalizat abia în 2018. Din prevederile contractuale, dânsul nu avea posibilitatea să solicite o majorare de tarife decât după un an de operare. Acest lucru s-a făcut la 1 noiembrie 2019. Dânsul a prezentat niște tarife care să fie supuse aprobării. În urma analizei, verificării și negocierii cu acest operator, am ajuns la o variantă finală. Vă pot preciza că inițial dânsul a venit cu, de exemplu, pentru depozitare, cu un tarif solicitat de 165,81 lei. În urma analizei, verificării și negocierii cu acest operator, s-a ajuns la valoarea de 70 de lei. A fost o muncă îndelungată de aproape 2 luni de zile, dusă de o comisie formată din membrii aparatului tehnic, plus reprezentanți ai membrilor ADIS, respectiv ATU-urile din județul Bacău. Din păcate, nimănui nu-i convine situația în care suntem nevoiți să majorăm anumite tarife, dar realitatea ne arată că în anul 2020 valoarea unor cheltuieli este diferită față de anul 2014, când a fost făcută oferta. Ținem cont de faptul că în anul 2014 salariul minim de economie era la nivelul de 900 de lei. Anul acesta este 2350, plus majorări care au anumitor taxe, impozite, valoarea crescută a euro față de 2014. S-a încercat diminuarea la maxim a cheltuielilor variabile care pot influența valoarea acestor tarife, dar, din păcate, cheltuielile fixe sunt cheltuieli fixe, nu avem cum să le diminuăm. În componența acestor tarife care sunt supuse aprobării dumneavoastră, este un element esențial. Această contribuție la economia circulară are o valoare de 80 de lei pe fiecare tonă, care ajunge la depozitul conform tonă de deșeuri, pentru fiecare tonă care ajunge la depozitul conform Bacău. Aceasta este o penalitate impusă de Guvernul României pentru a descuraja depozitarea necontrolată a deșeurilor și a încuraja
colectarea separată, reciclarea și valorificarea acestor. Deci la valoare de 70 de lei, cât este tarif operatorului, se mai adaugă 80 de lei, indiferent de bolința noastră, că am dorit sau nu am dorit, deci mai mare decât tarif operatorului, plus TVA-ul de 19%, fapt care duce la un quantum al tarifului net superior față de cel pe care ne contăm în momentul de față. Indiferent dacă vrem sau nu vrem, acestea sunt reglementări ale Guvernului și trebuie să le aplicăm. Ca și cum, dacă nu am dorit să aplicăm acest quantum al economiei circulare în valoare de 80 de lei, ca și cum ne-am împotrivit aplicării TVA-ului la toate facturile care sunt emise. Și că valoarea tarifului de sortare inițial a fost de 1350 de lei. În urma verificării, analizei și discuției cu acest operator, am ajuns la valoarea de 339. Am făcut în așa fel încât să diminuăm pe cât posibil valoarea acestor tarife, micșorând cheltuielile care puteau fi reduse. Dar toate aceste cheltuieli cu colectarea, transportul și sortarea deșeurilor reciclabile sunt acoperite de organisme de transfer a responsabilității producătorului pentru ca generatorii de deșeuri să poată să le elimine cu costuri zero. Asta înseamnă că trebuie făcută o selectare la sursă a generării deșeurilor și să micșorăm cantitatea de deșeuri reziduale care ajunge la depozitare. Cu cât vom colecta separat deșeuri reciclate, vom composta la sursă deșeurile biodegradabile, cu atât cantitatea care ajunge la depozitare va fi mai mică și astfel autoritatea publică locală va avea posibilitatea să controleze aceste cantități și efectiv costurile cu gestionarea lor. Dacă îmi permiteți, domnul inginer. Vă ascult. Domnul trecător, scurteze. Mulțumesc. Dumneavoastră, din discursul dumneavoastră, vreau dacă sunteți amabil să-mi spuneți acești 70 de lei, 80 de lei, pe tonă, 80 de lei, pardon, pe tonă, vor fi pentru populație, pentru persoane fizice, atât pentru persoane fizice, cât și pentru persoanele juridice? Această contribuție de 80 de lei pe fiecare tonă de deșeuri care ajunge să fie depozitată în depozitul conform este pentru toate tipurile de generatori, indiferent că sunt persoane fizice sau juridice. Nu contează tipul de generator. Toate persoanele fizice sau juridice care generează deșeuri care sunt supuse depozitării, fără a putea fi colectate separat în vederea sortării sau valorificării, sunt... Am înțeles asta, mulțumesc. Și asta era deci un răspuns ca să le dăm operatorilor economici. Pentru că nu este fiind filmată ședința, se vor uita. Și punctul numărul 2, dumneavoastră fiind în aparatul de specialitate a DIS, acolo, făcând parte din, sper, din producere, nu știu. Din producere suntem, mă rog, poate știți. Deci, ne primim niciun răspuns de la OAT, de la noi, tot întrebând. Persoanele fizice care nu generează gunoi sunt plecate din localitate. Poate dumneavoastră v-ați confruntat cu așa ceva. Ei ce trebuie să facă în cazul acesta? Deci ei ne generând gunoi, ne fiind generatori de gunoi, da? Domnul consilier, ce vă pot spune în momentul de față, la nivelul asociației, este un regulament de stabilire a numărului de utilizatori ai serviciului. Acest regulament, din câte știu eu, a fost aprobat și de către dumneavoastră. Acolo erau niște criterii clare, prin care erau stabilite modul cum pot fi... modul cum pot fi efectiv identificați toți generatorii de deșeuri. Printr-o declarație, pe propria răspundere, a fiecărui titular de rol. Și titularul de câte persoane efectiv generează deșeuri pe fiecare gospodărie. De asta cu dumneavoastră, dar dumneavoastră ați înțeles ideea care este ideea în sine. Deci, el dacă nu este plecat un an, revine în țară,
să spunem, în perioada sărbătorilor. Bun, generează, eu cred că ar trebui să le iau declarație de propria răspundere, așa cum spuneți dumneavoastră, pe o perioadă relativ scurtă, de două săptămâni. Sunt alții care generează, într-adevăr, cu noi mult mai mult decât alții. Adică decât cei care nu generează noi stau afară și alții care generează mult mai mult. Ce se poate face? Acum, și foarte important, vă rog tare mult să mă spuneați, foarte important. Deci cei care generează cu noi mai mult. Deci dumneavoastră, din cunoștințele dumneavoastră, știți că pe aceste, sau pe unele mașini, sau pe toate mașinile sunt, este un dispozitiv de cântărire, ca să știm exact cât cu noi s-a luat din localitatea Târgu Drotu și ca să nu ne confruntăm cu altceva. Iată la Târgu Drotu, vine la noi cu mașina 3 sferturi și iată la noi, domnule, mi-am umplut mașina Târgu Drotu. Asta era. Mulțumesc. Domnul consilier, vă pot răspunde punctual. La prima întrebare vă pot spune că, într-adevăr, legiuitorul stabilește că poluatorul plătește. Deci cine generează deșeuri, el trebuie să plătească pentru acestea. Dar avem, din istoric, o evidență prin care observăm că în luna august, luna în care de obicei vin mulți locuitori care, în mod normal, locuiesc sau au reședința în afara țării sau în afara localității și se reîntorc în localitate, cantitatea crește între 50 și 80% față de o lună normală. Explicație, probabil că o aveți și dumneavoastră. Crește numărul generatorilor de deșeuri. Acum, vedem și vedem într-o perioadă scurtă de timp și să nu plătească deloc o taxă de salubrizare, nu cred că este corect pentru ceilalți generatori care ar trebui să suporte și gunoiul celor care fi pentru o perioadă scurtă de timp. De aceea, cred că este normal sau dumneavoastră puteți hotărâi că aveți o autonomie locală și puteți hotărâi cum credeți dumneavoastră că este mai bine, ca cei care nu locuiesc efectiv, dar fiind pentru o scurtă perioadă, să plătească măcar pentru o singură persoană cantitatea deșeurilor pe care dânsii o generează pe o perioadă scurtă de timp, o lună, trei săptămâni sau când vin dânsii în localitate. Referitor la a doua întrebare. Ce vă pot spune? Că sistemul de colectare a deșeurilor pe raza contractului derulat cu operatorul de colectare și transport Secerom Press Service S.A. s-a schimbat începând cu ianuarie 2019. Dacă până în ianuarie 2019 o mașină putea colecta deșeuri de pe mai multe OAT-uri în aceeași cursă, acest lucru s-a schimbat începând în ianuarie 2019. Fiecare mașină este strict dedicată unei comune. Deci nu colectează din mai multe comune în aceeași cursă. Deci dacă vine la Târgu Drotuș, colectează la Târgu Drotuș, dacă s-a umplut mașina și mai sunt de colectat deșeuri, le duce la stația de transfer Omeș, se întoarce și termină colectarea. Singura modalitate de a cântări este doar, în momentul de față, doar la stația de transfer de la Omeș. Deci mașina vine goală, încarcă, se cântărește, se descarcă, iarăși se încarcă pentru a demonstra că mașina este goală, vine, corectează și iarăși se corectează. Deci evidența acestor cantități se face la cântarul de la stația de transfer. Domnul Dian. Aș avea și eu două întrebări pentru dumneavoastră. Am tot pus problema asta cu contractul ăsta. Dumneavoastră ați afirmat că Ecosud, în urma licitației, a stabilit un contract care se va derula pe 23 de ani. Întrebarea mea este dacă în momentul când s-a făcut contractul ăsta și s-au stabilit niște tarife, niște prețuri, s-a ținut cont de vreo evoluție, ceva în viitor. Am stabilit un contract pe 23 de ani, dar în contractul ăsta nu avem niște clauze. Bă, frate, evoluția prețului, nouă ni s-a adus o evoluție a prețurilor care diferă de la cel la pământ. Cu ce venim ca să modificăm noi ca prețuri la ora asta?
s-a ținut cont de factorii ăștia când s-au făcut contractele ăștia, când s-a făcut un plan pe 23 de ani? Iar a doua întrebare este, în momentul când eu sunt locuitor la comune, la adresa X, eu o persoană, două, în familie, am o singură pubelă, un singur așa, sunt familii care au 7 membri, 10 membri, aceeași pubelă o au. Iar noi plătim prețul per persoană, per locuitor, da? Cum credeți că e corectă socoteala asta? 7 persoane scot o pubelă, eventual un sac, dacă scoți 2-3, deja mașina nu ți ia. Iar o singură persoană are tot o pubelă. Și referitor tot la treaba asta, persoană fizică, locuitor al comunii, este și persoană juridică, da? Și plătește de 2, de 3 ori, depinde gunoiul, mai ales dacă mai e și locuitor, că zic că are 2 locuințe, mai locuiești și în Onești, mai plătești și acolo. Ce se poate face vis-a-vis de treaba asta? Adică să fim corecți. Să-i luăm omului banul corect, sunt generator, poluiesc, sunt de acord. Odată că noi am avut adus în fața noastră un contract cu Adisu care ni s-a prezentat de acum câțiva ani, evoluția prețurilor cu inflația preconizată cu nu știu ce, iar acum venim și plătim dublu sau triplu, venim cu prețurile în baza contractului pe 23 de ani cu Ecosud, care de asemenea ai făcut pe 23 de ani, dar nu avem, cum să vă spun, suntem excepțional de departe cu evoluția prețurilor. Asta vă întreb, care este, nu știu cum să spun eu, viziunea acestui contract? Vă mulțumesc. Domnul consilier, permiteți-mi să vă răspund la prima întrebare. Într-adevăr, realitatea din 2020 este diferită față de cea preconizată în 2012, când s-a făcut această documentație pentru condițiile contractului de operare a operatorului de instalații. La nivelul anului 2012-2013 nu puteau fi anticipate anumite taxe impuse de Guvernul României. Această contribuție la economia circulară de 80 de lei pe fiecare tonă, anul acesta este 80 de lei, vă anunț de pe acum că anul viitor va fi 120 de lei, este posibil ca peste 2 ani să fie 250 de lei. Această taxă nu a fost luată în calcul la momentul respectiv. Nici atunci nu putea fi anticipată evoluția salariului minim pe economie de la 750 de lei la 2300. S-a luat în calcul un anumit indice de inflație, indice de majorare a prețurilor, dar probabil că realitatea este puțin diferită de anticipările din 2014. Sunt niște elemente care au o componentă importantă asupra tarifelor, care e posibil să nu le fi putut anticipa nimeni la momentul respectiv. Cum nici micșorarea TVA-ului de la 24% la 19% nu putea fi preconizată atunci. E posibil ca de la anul, în loc de 19 să fie 20, să fie 22, nu avem cum să avem un control strict a acestor modificări. La a doua întrebare, permiteți să vă răspund. Legiuitorul stabilește că poluatorul plătește. Poluatorul, indiferent că este persoană fizică, că este persoană juridică, dacă generează deșeuri, el trebuie să plătească. Faptul că o persoană fizică poate avea la domiciliu în are două imobile, dar domiciliul de reședință l-are doar într-unul singur. Vă spun sincer că și eu mă aflu în aceeași situație, am o locuință la Bacău, mai am o locuință la țară, plătesc taxe de salubritate și la Bacău și locuința de la țară, pentru că dacă ajung în weekend, generez gunoi și pe care chiar dacă îl scot o dată pe lună, generez gunoi și atunci ar trebui să-l plătesc, că este normal
să plătesc ceea ce generez. Și dacă ești și persoană juridică, și în aceeași localitate, și în același spațiu, și în același spațiu, pentru activitatea economică, gunoiul generat de, în urma desfășurării activității economice, se plătește separat, gunoiul generat în urma folosirii locuințe dumneavoastră, probabil că nu stați singur sau persoana juridică nu stă singur în imobilul respectiv, mai are 1, 2, 3 membri de familie, vă dați seama că este normal ca pentru fiecare activitate să se plătească separat în funcție de generarea acestor deșeuri. Nu știu, eu mă scuzați, cred că aici, cu taxarea asta, ar trebui să, nu știu, dumneavoastră, că asociația ar trebui, sau nu știu cine, să gândită treaba. Deci eu, persoană, unul, nu pot genera, indiferent la care din adrese sunt, sau la, că sunt la locul de muncă, zis la firmă, că sunt la locuința mea, sau că sunt la a doua locuință, la a doua adresă, da, nu pot genera trei cantități de deșeuri, să zic așa. Eu una o generez, că sunt la muncă, că sunt acasă, sau că sunt la vilă, sau unde am eu a doua, așa, nu cred că pot genera trei, în trei locuri deșeuri. Înțelegi ce mă refer? Eu vă înțeleg. Dar la o locuință care are 7, 8, 10 membri, avem un recipient, o cubelă, iar o persoană are o cubelă. Taxa este pe persoană și plătește 10 taxe, cel care are 10 membri în familie și pune gunoi într-o cubelă, iar unul care este unul singur are tot o cubelă. Deci, logica, eu întreb asta, bă, cum socotim, cum justificăm prețul pe persoană în momentul când o persoană generează o cantitate de deșeuri, nu spun cât, în trei locuri odată, în aceea zi. În aceea zi eu plătesc și la firmă, și la locuința de bază, și la, eu știu, vilă sau a doua locuință. Domnul consilier, ce vă pot spune în momentul de față este că în anul 2019, OUG 74 stabilește principiul plătește pentru cărbunci. Acesta poate fi implementat la nivelul fiecărui OAT în 4 moduri. Prin frecvența de colectare a deșeurilor, prin volumul recipientelor din care se face colectarea, prin cântărirea efectivă și prin staj personalizație. La nivelul asociației este în derulare un proiect care noi ne dorim să se finalizeze în prima jumătate a anului 2020. De identificare exactă a fiecărui generator printr-un cod de bare care să poată fi verificat cu un sistem de monitorizare și în funcție de frecvența pe care acel generator, frecvența de generare a deșeurilor pe fiecare utilizator, se poate la nivelul primăriei să stabilească un cuantum diferit al casei de salubritate. E posibil ca dumneavoastră să scoateți cubela o dată pe lună. Dar vecinul dumneavoastră să o scoate de 4 ori pe lună. Și atunci se va considera că nu este normal ca dumneavoastră să plătiți aceeași taxă ca și vecinul. În funcție de numărul de ridicări a cubelei dumneavoastră, se va stabili cuantumul taxei pe fiecare gospodărie în parte. Așa, fi foarte da. Vă mulțumesc. Da. Domnule, am mai mult întrebări. Prețurile de stabilite atât în modul, cum să spun eu, atât în rural cât și în urban. Acestea sunt tarife universal valabile în tot județul Bacău. Da. Nu mă refer doar aici la gunoiul care producem noi la alimente. Problema este că este o diferență mare de la oraș și la mediul rural.
Pentru că eu am înțeles aici, poate mă înșel, că dacă fac o construcție nouă, da. Taxa asta de aici, eu trebuie să sunt obligat să o plătesc înainte de a-mi da autorizația de construcție. Nu, dumneavoastră nu plătiți o taxă înainte de a elibera autorizația. Dar nu, dar nu dau autorizația, nu dau autorizația până nu plătesc data. Ascultați-mă puțin și vă explic. Pentru a preîntâmpina eliminarea necontrolată a acestor deșeuri din construcții și demolări, care, din păcate, le vedem în spații neautorizate, s-a stabilit prin organismele de control ale Autorității Naționale de Mediu, ca eliberarea unei autorizații de construcție să fie însoțită de un contract cu un operator de salubritate licențiat, care să preia resturile din aceste deșeuri de construcții și de mod. Dumneavoastră veți plăti strict cantitatea de deșeuri pe care o veți preda operatorului la tariful care este prezentat dumneavoastră. Dumneavoastră trebuie să aveți contract și în funcție de cantitate. Dacă aveți o tonă, plătiți o tonă. Dacă aveți 10 tone, plătiți și 10 tone. Tariful este același. Dar cantitatea diferă în funcție de construcția și cantitatea de deșeuri pe care dumneavoastră le eliminați. Da. Indiferent de construcția care fac, la noi în mod la rural, da. Mediul rural, mare majoritatea construcțiilor sunt vechi, sunt din vârni și pământ. Noi avem o grămadă de gropi la comun, care trebuie să le acoperim. De ce să plătim noi la societatea asta, când noi putem să cărăm cu utilajul care avem, sau poate am să-i mutăm nou, să acoperim gropile respective acolo. Și să dăm asta banii acolo. Pământul respectiv care, scoate la aceea construcții vechi, eu îl pot folosi. Pentru că alea făcute, păi așa, îl pot folosi acolo. Plusul e în care rădă și n-am citat. Dacă dumneavoastră nu aveți ce arunca, dumneavoastră nu predați operatorului decât o cantitate foarte mică ce nu puteți folosi dumneavoastră. De exemplu, pot fi resturi care nu pot fi utilizate ca umplutură. Pot fi părți din acoperiș, din țiglă, din rigips sau alte lucruri care nu pot fi valorificate de dumneavoastră în cadrul gospodăriei și de protecție. Să exprimăm cum trebuie, cum se reduce lucrurile la rață, cum la umplutură. Nu le-am dat, le-am dat curtea lui, domnule. Nu, domnule, nu le-am dat. Păi, dar eu aici să faci o propunere. De ce să fiu eu obligat să plătesc suma asta când nu am autorizația de construcții, decât că nu am acolo? Vă rog, vă rog. Deci dumneavoastră nu sunteți obligați să predați o anumită cantitate de gunoi, dar sunteți obligați să aveți un contract. În cazul în care dumneavoastră aveți deșeuri pe care trebuie să le eliminați și nu le puteți valorifica dumneavoastră, să aveți posibilitatea să le eliminați printr-un operator licențiat. Cantitatea nu este minimă sau nu este obligatorie. Domnul inginer, vreau să vă întreb dacă ADIS are în vedere aplicarea modelului MIZIM, în care fiecare mașină care transportă gunoi este prevăzută cu cântar și cititor de motivare. Deci vă pot spune că ADIS are în vedere monitorizarea cantității volumului de deșeuri eliminat prin identificarea codurilor de bare pe fiecare utilizator. Cântarul pe fiecare mașină este un mod destul de costisitor de a implementa acest principiu plătește pentru cât arunci, având în vedere că un sistem de cântărire pe fiecare mașină este undeva la 35.000 de euro. Fiind multe mașini, sunt niște cheltuieli care se vor reflecta tot în tariful operatorului. Deci noi putem să-i cerem operatorului să facă investiții pe care le dorim noi. Dar toate aceste investiții trebuie suportate prin tariful. Da, da. Vreau să zic că scopul final trebuie să fie eliminarea poluării mediului. Da, da, corect. De aceea,
vin în fața dumneavoastră și vă spun că trebuie să depuse eforturi susținute pentru colectarea separată a acestor deșeuri, pentru a micșora cantitatea deșeuri care ajunge să fie eliminată prin depozitare. Avem la dispoziție, în momentul de față, o infrastructură de colectare separată a deșeurilor reciclabile. La dumneavoastră sunt 45 de containere de colectare separată a deșeurilor reciclabile. Haideți să le folosim eficient, să deviem de la depozitare aceste deșeuri reciclabile care pot fi... Nu, dar pot, deci costurile de colectare, transportul și sortarea lor pot fi acoperite de aceste organisme de transfer a responsabilității. Da, domnul Soporan, sunteți mulțumit de răspuns? Aveți gază și la vizită? Da, dar vreau ca punctul meu de vedere să fie ca un scop. Chiar dacă noi îndepărtam, nu imediat, măcar îndepărtam. Domnul consilier, am luat ca de doleanța dumneavoastră și solicitarea dumneavoastră. Nu vă supărați, aveți casă și la mizi la urmă. La mizi e pentru domnul Ipătat. Da, vă rog, domnul inginer, vreau două întrebări, să vă pun două întrebări. Prima întrebare legată de colectarea selectivă. Cum se va implementa acest lucru pe fiecare familie în față? Pe fiecare familie în parte, în momentul de față, purtăm discuții cu operatorii de colectare și transport pentru a schimba modul de colectare a acestor deșeuri de la punctele fixe care le avem amplasate în momentul de față în fiecare comună, la colectarea din poartă în poartă. Pentru a începe acest sistem de colectare din poartă în poartă, datorită faptului că nu avem achiziționate în momentul de față cele 85.000 de pubele pentru a dubla pubela de colectare deșeuri reziduale cu una de colectare deșeuri reciclabile, vom începe cu saci. Deci vor fi distribuiți prin operatorul de colectare saci personalizați, în care generatorul să poată colecta separat deșeurile reciclabile, care vor fi colectate la un anumit interval din poarta fiecărui generator. Și pentru care știți, dumneavoastră, nu mai a făcut. N-a făcut, aveți... A doua întrebare. Da, a doua întrebare. Am înțeles eu dintr-o discuție din Comisia Economică cu cineva de la Bacu, de la dumneavoastră, împreună cu domnul primar, că această sumă de 80 de lei pe tonă este suportat de către operatorul din zonă. Romprest, Onești. Așa este sau... Nu, această sumă de 80 de lei pe tonă este suportată de operatorul de instalații SCE 100. El trebuie să plătească către Guvernul României, către fondul de mediu, această sumă. Ceea ce face dumneavoastră referire, că mi-aduc aminte de discuția de ieri, era pentru deșeurile din construcții și demolări. Da, da. Pentru deșeurile din construcții și demolări, făcându-se un contract individual între operator și generator, aceste costuri, nemai fiind incluse în decontarea de către APIS, ele sunt plătite de către operatorul de colectare și transport prin tariful pe care îl va aplica și le va deconta către operatorul de instalații. Și încă o întrebare. Societatea comercială Eco Sud, da, este o societate pe acțiuni. Are un acționariat. Ne puteți spune cine sunt acționarii? Din păcate, eu nu pot să vă spun cine sunt acționarii, cine face parte din acționariat, nu am aceste cunoștințe, vă pot spune cine este directorul general. Directorul general este persoana cu care noi purtăm corespondență și dânsul este cel care reprezintă acționariatul în relația cu Hadisul. Mulțumesc. Bun. Aș fi vrut să spun exact același lucru cu colegii. Deci, Romprestul, până la urmă, prestează un preț pentru deșeuri de construcții. În momentul în care se face solicitare pentru autorizații de construcții sau de demolare, trebuie să facă exact cum a zis dumneavoastră, dovada acelei forme prin care dovedește că va fi unul autorizat care ridică molul de concesie. Din
ceea ce ați explicat dumneavoastră, că văd aici este prețurile, sunt fără TVA. Deci toate care le-ați enumerat și ați propus dumneavoastră sunt fără TVA. Acest 81 de lei care este pentru deșeuri de construcții, obligat se va găsi în prețul rompresului față de ce este acum. Bănuiesc. Pentru că până acum s-a plătit o sumă de 500 de euro pentru a fi eliberat hârtia necesară pentru a se merge în continuare cu procedura pentru construcția. Asta înseamnă că va fi încă un preț în plus. Ideea este și alta. Romprestul specific acolo că pentru prețul de 500 de ron ridică o cantitate de o tonă. O tonă asta însemnând la el 20 de saci. Deci el nu aduce altceva decât saci pentru a fi depozitat materialele de construcții sau deșeurile respective. Eu, la construcțiile care au fost, am avut două cazuri, da? Romprestul nu aduce nicio mașină specială pentru a ridica mulțul sau ce este. Ca tare, observ că el acele materiale le pune tot în mașinile care ridică gunoiul. Ce se întâmplă în momentul ăla? Deja, odată o să plătim, da? Fiecare persoană, pentru că atunci generăm mai mult, nu? Ne fiind diselectiv, da? Și atunci se ajunge de se face plata de două ori. O dată către Romprest și odată o să fie cântărit la mare. Ce se poate face ca să eliminăm aceste nereguli? Da. Domnul consilier, permiteți-mi să vă răspund la prima întrebare. În momentul de față, tariful actual pentru deșeurile de urmăcuții și demolări la EcoSud este de 53,53 lei. În propunere, este de 1 leu. Deci o diminuare de la 53,53 la 1 leu. Dar la acest leu se aplică această contribuție la economia circulară de 80 de lei. Pentru a suporta puțin această contribuție, s-a diminuat tariful de la 53 la 1 leu, dar această contribuție nu avem cum să o eliminăm pentru că este o reglementare legislativă. La a doua problemă ridicată de dumneavoastră, când faceți o solicitare către Romprest, îi puteți spune cantitatea prognozată de deșeuri pe care credeți că va rezulta din urma activității de construcție. Și în funcție de aceasta, Romprestul are mai multe recipiente de volume diferite, de la 1 metru cub până la 20 metri cubi, în care dumneavoastră să puteți elimina aceste cantități. Când faceți comandă de ridicare a acestora, vine o mașină separată care trebuie să le elimine și să vă dea bonul prin care să vă spună cantitatea care a fost eliminată. Și pe baza acelei cantități, dumneavoastră trebuie pentru că dumneavoastră plătiți acest serviciu în funcție de cantitatea pe care a generat. Păi prima dată este impus suma de 500 de euro. Minim 500 de lei, pentru că la 500, pentru mai puțin de 500 de lei, probabil că nu punem un echipaj cu o mașină să vină să ridice. Sunt niște costuri fixe, adică el trebuie să aibă un șofer, o mașină și doi încărcători pentru a ridica aceste deșeuri. Că sunt mai multe, o să plătiți exact pe cantitatea și pe bonul de cântat rezultat în urma predării acestor deșeuri la instalațiile de la Onești. În legătură cu deșeurile reciclate. Da. Văd că este cea mai mare sumă aici. Da. Îmi puteți spune dacă s-a făcut un demers pentru a conștientiza sau a face ședințe sau, eu știu, dezbatere publice pentru ca cetățeanul să înțeleagă că trebuie să facă aceste lucruri ca să diminueze, până la urmă, prețul gunoiului? Campanii de informare, de conștientizare s-au făcut și se fac în permanent. Dar, din păcate, rezultatele întârzie să apară, cel puțin, în ceea ce ne dorim noi să se întâmple în
în fiecare, în județul Bacău. Ce vă pot spune? Pe anul 2019, a fost colectată și preparată o atentă cu totuși o cantitate de 1172 de tone de deșeuri reziduale și doar o cantitate de 2,52 de deșeuri reciclate. Este departe de ceea ce ne dorim. Aceste deșeuri reciclabile există, dar ele trebuie colectate separat și să urmeze fluxul lor special în vederea valorificării și obținerii unor beneficii pentru generatori. Dar se fac campanii la începând cu luna martie 2020, se va face o campanie pentru trei județuri, o campanie care se va derula prin unitățile de învățământ și vom observa, ne dorim, rezultate care să ne ducă spre ținta noastră de colectare separată a acestor deșeuri. Bun. Da? Mai e cineva? Bun, domnul Colvaci, vă mulțumesc că ați venit astăzi ca să dați drumul în Consiliul Local. O să nu ne las numele, o să adaug și eu la comentariile colegilor mei. Într-adevăr, suntem în 2020, va trebui colectarea făcută în clar, sigur, protejat mediul. În schimb, totuși, cred că la nivel de aviz și de Bacău ar trebui revizuit o leacă regulamentul. Cum ziceați mai devreme, ar fi într-adevăr să niște costuri la ridicarea per tonaj, per kilograme. Totuși, este o soluție agreată de toți primarii. Să știți că am fost în ședințe de dumneavoastră aici și s-a discutat și chestia asta. Acum, sperăm că totuși se va lua o decizie în folosul comunității, pentru că noi suntem direct afectați. Eu, ca și prima, sunt direct afectat în legătura cu cetățeanul. Pentru că, sincer, nu mi se pare o sumă exagerat de mare ce avem acum la persoanele fizice. Dar în momentul în care și Romprestul a dat-o pe noi, noi deja avem de suferit. Noi nu ajungem la un punct comun cu agenții economici. Mi se pare imensă suma. O parte, într-adevăr, cum zicea și colegul mai devreme, plătește acasă, ai două case, așa e regulamentul, dar ca și persoană juridică deja îl înnecăm. Eu am pe teritoriul nostru, avem o brutărie, avem două firme de confecții. Interesul meu ca și primar este să-i ajut și ca și Consiliul Local să-i ajutăm, sigur, și nu reușim să atingem balanța respectivă. Știți destul de bine, ni s-a dat tot nou pe spate și problema asta la primărie. Trebuie să găsim soluții, nu ajungem la un punct comun. Poate o să ajungeți să aveți puterea decizională la nivel de aviz și aveți un cuvânt de spus. Poate o să cântăriți și discuțiile și cred, din câte am înțeles cu discuțiile cu alți primari, la următoarea ședință, într-adevăr, va fi o discuție legată iar de lucrul ăsta cu, cu impozit, taxarea în nivelul atât persoane fizice cât și juridice. Da, vă mulțumesc. Domnul primar, dacă îmi permite să răspund și la întrebarea dumneavoastră. În momentul de față, Adis Bacău a transmis către toate OAT-urile membre recomandări de stabilire a cuantumului taxei de salubritate pentru persoane fizice și persoane juridice. Nu există o obligativitate a acestui cuantum. Fiecare OAT își poate stabili, datorită autonomiei locale pe care o aveți dumneavoastră, cuantumul taxelor, astfel încât el să fie asigurator pentru recontarea cheltuielilor de gestionare a deșeurilor. În funcție de cantitățile generate pe rata fiecărui OAT. Nu putem spune că situația din Târgu Turnuș este identică cu cea din Băsănești sau cu cea din Bășteanu. Fiecare localitate are specificii. Cantitățile generate sunt diferite. Indiciul de generare este diferit. E posibil ca cheltuielile cu colectare, transport și operare instalații
pentru un locuitor din Târgu Produs să fie 10 lei și pentru un locuitor din altă comună să fie de 6 lei. În funcție de cantitatea generală. În momentul de față de contare a acestor servicii se face strict la cantitatea generală. Cum avem controlul acestor cantități, așa ne putem acoperi costurile. Să punem la vot. Cine este pentru? Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Trecem la domnul Domn. Vreau și eu două... Vă rog frumos! Ce-a plecat? Regulamentul... Vă rog frumos, dacă se poate! Dar dacă vreți să... Ca să știți... Da, atunci rămâne și v-a spus după dumneavoastră... Vă drăgesc, vă rog frumos! Deci, s-a duc la aspectul Consiliului Local. Vă rog datorii, vă rog comunatorii. Aveți cuvântul. Doamna Vice, explicați la consilier că în 2016 am fost unul dintre toți consilierii care au dat... Spuneți-mi asta, ca să zic eu. Da, domnul David se referă la colecta care am făcut-o noi pentru, cu agenții economici pentru cadourile de Crăciun. Da, și domnul David a fost... Deci am fost... Da, a dat deci, de, da. Un de deci, primit care a fost care am dat, da? Da. Acum, domnule, ca să știți, că am văzut în ședința următoare trecută, deci că eu n-am plătit 15 ani de zile contribuție, da? Deci, domnul David, eu vă răspund la firmia vechi, fabulată, de să sumă, nu am discutat eu. Doamna contabilă. Deci, ca să știți... Doamna contabilă, aici în ședință, ați spus că dumneavoastră ați plătit, eu nu am discutat eu. Pentru că taxi și impozite. Deci, am document. Deci, am document de 0 bănuți. Când să vedeți la zero, dacă datorii. Da, ați înțeles? Da. Deci ca să... Și domnul, deci și dumneavoastră să nu mai puțin cu ați când eu... Și v-am văzut mai sotată. Deci mulțumesc. Nu ați repetiat disciplina. Ca consilier, ca consilier, faceți-vă datoria. Eu singur mi-am cerut scozii astăzi, față de dumneavoastră, mi-am cerut scozii. Să vorbească cu dumneavoastră. Dar nu este frumos ca să străci o ședință de consiliu. Că ne vede de prima, ne vede toată țara. Exact. Da, vă rog. Ne purtăm un dat. Mai aveți și rog de vedere? Da? Bine. Da, 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 da. Trecem la primul punct. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului consilier Andrei Laurenț, președinte de ședință pentru 1 martie 2020. Supunem la vot. Cine este pentru? N-am uitat de prezent. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de măsuri de gospodărire în frumusei țară, păstrarea ordinii și curățenie în comuna Târgu Produș. Discuții, înscrie la cuvânt. Domnul Apătănii, domnul Mititeru, domnul Caru. Aveți cuvânt. În legătură cu acest proiect de hotărâre, am putea discuta, cred că, și cinci ori. Dar eu o să mă refer, când mă refer de la punctual, la unele probleme cu care mi-am dat și pe mine și poate și pe toți cei la punctul. Este vorba de întreținerea localității. Deci, o treabă foarte importantă, dar și în felul cum arată localitatea, așa, are și caracterizarea ca capul. Vor vădere pe unul de aia dacă au maturat, dacă au organizat, dacă au curățit și atunci de aia eu vă spune. Noi în acest punct ducem greu. Și am să mă refer punctul ăla. Pe strada Lebezii, unde doamna Bice a venit cu, tot la solicitarea noastră a consilierului de aici, a venit cu mașină și cu niște utilaje și a copat toți copacii care nu sunt în regulă. Până la urmă, dar luminile astea, conductele de lumină electrică, de cablu și câte și mai câte. Și dacă a fost treaba asta acum o lună jumătate, bănesc, cam așa, tot în felul ăsta se află și astăzi, deci copacii care au tăiat frepsii de la ele, poate ne înseamnă. Da, știți. Cum atunci, deși geografic, avem un jos de la mulțimea de 2 metri, așa se află și astăzi și noi am mai de nu mai văd că cetățeanul respectiv de acolo îl primea curățat și pe mărăt că și așa este un drum bun, acolo de 3 metri. Și că e ce proprietate, și așa am uitat în drum. Ei ne-au promis că o să ne ajute, sunt foarte, dar
Dacă și ea că nu le luați de acolo, nu vă mai dădea voie să le trăiți. Așa am zis. Păi o să-i faci curățenie și ca să miceți notificare și dacă nu se aplicare. Exact. Dacă ar fi vorba de niște pentru care îmi mai recărbite despre așa, dar și pentru pensii mari și cu așa în modul meu. Bine, acum nu are legătură pensia sau negrijiță. E vorba de obrar, adică gospodară îl ia și își amenajează. Față că acum gospodară își dată primăria. La acest punct, în proiectul hotărârii, avem și sancțiuni. Eu vă rog să-i pun în aplicare. Cerea mă fac, dar pișate. Da, asta face în fiecare. Mai dau un exemplu, că sunt multe, sunt foarte multe. Nu mai nu neapărat numai cu casele și cu gazuri, cu băschepuri, câte și cu lucii, care ne deranjează cu stătărul. Vă mă dau un exemplu clar, pentru că ne-am știut toată lumea. La biserică acolo, ăsta George Dragan sau Păsel care mai este acum, deci să are niște lege de construcție acolo, e vorba de lucru. Bă, gata, băi, are de foarte mult. Nu le mai are? Gata, nu le mai are? Păi n-a fost la biserică. Nu le mai are. Mai are că-s la biserică, eu am făcut să fie. Gata, să le dăm. Adică dumneavoastră vreau să vă găsiți vă paracoase, domnule Mântuie. Dumneavoastră v-ați spus, s-a spus într-un fel cum duplic. Adică aceste sarcini ar fi trebuit să revină în grija viceprimarului comunei. Vă spun așa. Dumneavoastră știți, fiind în mandatul trecut o perioadă relativ scurtă viceprimar. V-ați ocupat personal de problema asta. Eu știu că dumneavoastră v-ați ocupat. Chiar și la vârsta dumneavoastră înaintată. Dacă știți, de ce mă mai întrebați? Păi nu, dar dumneavoastră trebuia să se adresați întrebarea, cred că așa era elegant, se adresați direct întrebarea doamnei. Exact. Pentru că doamna se ocupă, nu noi. Și, într-adevăr, sunt puncte aici, la acest proiect de hotărâre, dacă îmi permiteți, doamnă, ca să pot să spun. Dar nu puteți acuzați... La capitolul 6, scrie la obligațiile cetățenilor comunei, activitatea de gospodărire și frumusețarea comunei. Să curățești și să amenajeze șanțele, să desfunde podețele din fața gospodăriilor personale și a teritoriilor zilanii din intragranul comunii. Să menține permanent curățenia pe partea cauzabilă a felului de comunicație din dreptul imobilului proprietate personală. Eu cred că nu primăria trebuie să vină să-ți facă ții curățenii. Da. Pentru că trebuie și tu ca om, exact. Așa, și atunci dai dovadă de cât de gospodar ești. Să ieși, să-ți faci curățenii. Exact. Asta nu înseamnă să vină primarul, să vină viceprimarul, să vină un consilier să spună. Bă, frate, mai ești, bă, frate, și mai vezi și tu un pic, dar totuși, doamne, unde dumneavoastră vedeți chestiile astea, trebuie să vă duceți să-i atenționați. Și am și notificări, exact costul de 2. Asta era. Da, deci, și vreau să fac precizarea că aceste resturi vegetale de care zicea domnul Abădării, nu sunt pe domeniul public, deci sunt în grădina omului, deci să înțeleagă. Nu este o negligență a mea, cum am dus în zona aici, am văzut și n-am rezolvat. Dar nu v-a da. Nimeni. Nu, dar vreau să se înțeleagă. Vreau să ia cuvântul? Domnul Babi? La capitolul 8. E vorba să amenajez, să întrețină slăbii piele, sușuri de apă. Întrebări, câteva cuvânturi mai sunt funcționale satul Vișoara? Buletin de analiză, sau ai făcut lichidare? La fântâni. La fântâni de referiți? Da. Da. Aveți cele mai multe fântâni din urmă. Noi avem cele mai da, dar le avem, dar nu funcționa doar. Da, pe care nu sunt funcționale, nu sunt funcționale. Da. Da, avem buletin de analiză. De la Bastiere. Da, știu. Da. E și avem și la totuși. Buletin de analiză, din când. Da, tot timpul avem doamna Bodoro să... Nu știu dacă sunt două luni. Da, nu știu dacă sunt două luni. Permaneți-ne. Eu iau apă permanent de acolo și fă totul treabă. Dar de când nu s-a făcut analiză? Nu. Sunt permanent de facem și în momentul în care știți destul de bine la Tuta, la intersecția acolo spre București, noi avem fantana, în momentul în care este analiză de rele, suntem obligați să aducem și să spunem panourile, apă nepotabilă. Aveți și da. Totuși, avem știți da. Avem panourile. Nu știu când este următorul termen de aduce la analiză. Trebuie să ne interesăm să vedem. Da, pe avem mai fără avem față. Păi da, avem avertizare acolo, că nu e bună capătă. În urma analizelor, bineînțeles, că n-am. Dacă mai spălat, mai sunt întrebări. Domnul Brea. Da, iertăți pe comisie, practic, am discutat acest lucru, da? Și domnul Vucaru, practic, ați specificat ca să facem acolo câteva modificări, dacă se spune. Nu modificări, am zis așa.
Da? Și ar trebui spus atunci. Litera C, D, F și G. Să fie... La capitolul 6, dar l-am citit, domnul Carlos. Să fie și în scenă... Adică nu numai cetățenilor, și a primăriei. Da, și sigur, nu se la primărie. Nu se poate ca la el să spuneți să ia măsuri de executare și de profilare a aripurilor. Până la urmă, e domeniul public sau e domeniul privat. Da, nu faceți așa. Nu le dați. Fiecare să-și ia să sunt deține. Aici un specific, exact. Trebuie să dea cote, trebuie să... Nu, domnule, să ia să fiecare să-și plece așa. Da, sigur. Să întrețină... Așa se specifică. Dar aici nu spune. Aici se... Să ia cu executare și de profilare. Nu, așa este de aprețire și mai este de aprețire. Da, ce face să referim, domnul Vream? În cazul în care... Deci aici spune să ia măsuri de executare. În cazul în care... Așa, acest executare. Păi așa. Păi să execut rigorile de scurgere, îmi spuneți. Așa. Păi eu dacă fac și veniți după aia și îl scoateți afară. Care e fenomenul? Adică îl punem să facă și după aia numai... Ce să fac? Dar nu zice că trebuie să-l betoneze, domnule. Dar să execute, ce să execute? Să curețe, de profilarea rigorilor. Deci nu după cum să betonem, cum să-l poți să betonem? Deci nu și pe oboră, nu și pe cetățenii, dar de unele nu. Adică, pentru întreținere. Da, domnule. Deci nu este executare. Executare. Vă dăm, mă. Nu e un fenomen care nu se poate. Vă rog, spune, 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 și cred că primul lucru și cel mai important trebuie rezolvat neapărat cu gunoi, deci încetare de păstări gunoi și sensibilizarea populației pentru a face gunoi, a colecționa selectiv. Și pentru asta am vorbit cu doamna directoare, la sfârșitul lunii martie o să aibă un cadru al școlii, o să fie ea, am înțeles, școala altfel și acolo un grup de copii o să mergem și să facem exact acest domn cu pliante și cu și cu saci și cu, mă rog, și o să facem și o ecologizare, deci o igienizare pe zona de centru. A spus că nici nu am intervenit când a avut discuția domnului inginer, când a spus că avem 45 de containere care putem aduna. Ei, tocmai eu știam. Unde sunt acele containere? Sunt, dar nu veniți pe drum, sunt toate zonele, la drum, toate, da? Trebuie informată populația. Este informată că sunt rog. Containerul verde. Da. Până la plastic. Nu-i cred că este necesar să ții numai de faptul că noi facem și o campanie de genul ăsta. Nu cred că este greșit. Ați făcut dezbatere publică? Păi cu copii. Ați făcut dezbatere publică? Vedem asta ca să... Tocmai. Deci în trecere, dar în trecere este dezbaterea. Dezbaterea publică, vă rog. Containerele sunt puse pe loc, sunt numărul de 45, pe ele scrie destul de clar, strică, hârtie și ce mai e. Nu, ne-am trezit cu tot felul de istorie cu plombeoare, ce? Nu mai e. Da, trebuie de și la deci o să fac dezbatere publică și o să răspund că acolo scrie stică. La biserică. Da? La biserică, dezbatere publică, da. Sau cum ați văzut, vin acolo, vă rog, vă rog, vă rog, vă rog, vă rog, din hotărâre, cine este pentru? Da. 13. Da. Trecem la 3. Proiect de hotărâre privind inițierea procedurii de închidere paliștilor aflate în proprietate privată a Comunei de Bucătă și de Trimbatorul. Înscriu la cuvânt domnul Diperu, domnul Boacă. Aveți cuvântul domnul Diperu. Mulțumesc, doamna președinte. Văd că nu s-a schimbat nimic din... de la ședința trecută, deci a rămas la fel cu același proiect de hotărâre, dar nu am venit, am zis că dacă sunteți atentori, dar nu. Dar vă rog să cântați, să cântați, doamnă secretar. Deci, din discuția de la ședința trecută din amare, domnul consilier Cernea a spus, doamne, se pare o sumă prea mare, nu știu. Doamna Dana a venit ieri la Comisia numărul 3 și am discutat de domne, fiind închiriat pe o perioadă, sau mă rog, când s-a votat pe o perioadă de 10 ani, nu cred că se mai pot face modificări sau adăugiri. Acum nu știu. Proiectul de hotărâre văd că a venit în aceeași formă. Nu știu ce să mai spun acum. Băi, trebuia puțin dezbătut cu consilieri, trebuia discutat cu... Trebuiau chemați fermieri. Nu știu, cred că așa era cel mai bine. Cel mai bine. Trebuiau chemați, discutați cu ei și... Hotărâți odată. Da. Și o oră. Și să facem o adunare.
Și de o comisie care se care să facă evaluare la ce o să mai dată în proces. Deci, în ședința de luna trecută, eu am să citesc ceva din procesul verbal. Deci, când a luat cuvântul doamna Dana Bodron, deci toți fermierii care doresc să beneficieze de ordonanță 34 trebuie urmată procedura de dare în chirie a acestor pași. După cum știți, prin hotărârea 86, din 5 luni și ce anul, ați aprobat amendamentul statutar. Trebuia foarte bine ca atunci când s-a aprobat să citiți și de văzut ce e de făcut. Am căutat în toate dosarele de ședință astă noapte și am găsit hotărârea numărul 8 din 12 decembrie 2018. Deci se aprobă amenajamentul patronal pentru pașurile din proprietatea privată a comunității Butrodul, conform anexei 1. Nu există nicio anexă, deci nu am avut ce citit din poate. Mi s-a dus acuză că... Exact același lucru am făcut și eu, dar vedeți, și ieri s-a discutat cu comisia. În al doilea rând, deci, cum a spus și domnul Mintelu, proiectul de hotărâre a fost inițiat în această ședință, fără că mă lucrat. Din moment ce când a fost de amica, nu văd o dată, eu nu văd rost, mai putem încă o dată. Domnul Breanu? Bă, exact același lucru am avut de comisie ieri. Domnul Boc și domnul Dani. Regător la acest punct, închirierea pașilor. Am înțeles ieri de la ședința comisiei, de la doamna Bodron, că se încheie contracte până este, dar se va face o licitație. Și dacă se face licitație, atunci mă întreb eu, poate să vină orice persoană din altă localitate să liciteze? Da. Pentru că dacă vine unul din comună, vine unul, vin Voltaire. Da. Păi și faci oamenii noștri care au animale acolo. Doar o să facă, asta e intenție, că se facă doar o societate, ca să ia bani. Că el licitează cu anumit preț, o să depășească partea noastră de aici. Nu? Se pune că e 100 sau 200 de euro hectare, el o să dea 4. La rândul lui o să îi zăcmânească partea noastră. Păi nu, licitația dacă se face, doamna Bodonetești, dacă se face, se facă cu persoane care au animale din comună de acolo sau din prejurul meu noastră. Deci nu numai la mama mea acolo. Deci eu nu văd proiectul ăsta ca să treacă, nu e corect dacă se procedează. Vă rog să vă lăsați pe doamna Bodron să vă răspundă și mai discutăm. Da, s-a repus din nou proiectul de hotărâre cu aprobarea procedurii de închiriere pentru, în urma unei adrese pe care am înaintat-o direcția agricole cu solicitarea de a ne acorda un punct de vedere cu privire la cantitatea de masă verde care a fost menționată în acest amenajament pastoral. Pentru că ne-am dat seama că raportarea statistică a fost foarte mare și gândim că nu avem cum să avem 12 tone la hectar pe un trup. Și nici până în prezent, noi am făcut mențiunea până pe 14-a să ne transmită direcția agricolă. Doamna vice a insistat și telefonic la domnul inginer Păslaru. Nu și-au asumat nimeni niciun punct de vedere. Și s-a repus din nou acest proiect de hotărâre pentru a se hotărâ ce putem să facem, pentru că lunile trec, o să vină cetățenii din comună și o solicite adeverințe pentru a se depune la APIA și o să intrăm într-un colaps, pentru că, cum vă spuneam și în ședința de luna trecută, sunt, conform caietului de sarcini, sunt niște termene privind închirierea acestor suprafețe de teren. Adică se urmează procedura de concesiune. Nu știu dacă ați aflat că a fost înregistrată o cerere a unei cooperative din județul Argeș. Potrivit legii, noi nu putem interzice nimănui să participe. Licitația este licitație pentru toată lumea. Și, dar în caietul de sarcini putem să punem niște condiții, adică una din condiții este pusă deja,
ca până toți cetățenii care au animale au obligația ca până la 1 februarie anul curs să declare efectivul de animale conform registrului exploatațiilor. Deci asta ar fi o condiție eliminatorie. Cine nu și-a declarat animalele până la 1 februarie în registrul agricol? În comun. Da, comun, atât cu trotuș. Și de asta vă spun că sunt aceste termene care nu, care nu putem să le încadrăm până la 1 mai. Răspunsul privind cantitatea de masă verde n-am primit-o. Repet, amenajamentul pastoral este aprobat pe 10 ani de zile. Din câte știu, domnul Goagă, doamna secretară, într-adevăr, aveți dreptate. Nu v-a transmis acest amenajament, care are 400 de pagini. Dar a făcut mențiunea că poate fi consultat. Deci toți consilierii puteau să vină să consulte acest amenajament. Acum, nu știu dacă s-a transmis, dar am discutat cu doamna secretară, este foarte mare. Înseamnă să printeze 15x400 în volum imens de hârtie. Și toate documentele care sunt de așa volum pot fi consultate la mine sau la Ampuța. Dosarul cu amenajamentul pastoral se află la agricol, la biroul agricol. Dumneavoastră, calitate de șef al biroului urbanism, la ORT pentru totuș, puteți să veniți cu, nu știu, cu propunere, ceva la asta, pentru că proiectul de hotărâre care avem astăzi în față este același proiect nemodificat din ședința trecută. Așa este. Și atunci ce trebuie să facem? Sunt eu, în calitate de legiuitor al ORT pentru totuș, ca și consilier local, sunt obligat ca să emit niște, să spun, să dau un aviz favorabil la ceea ce nu este poate altul, este nedreptățit. Consiliul local să vină cu o soluție. Cineva, eu nu pot să dau o soluție. Haideți că eu să dau o soluție. De ce nu merge pe principiu? Așa de deținătorile animale au avut un contract până la data de 31 decembrie. De ce să nu, să nu se pronunțească acele contracte pe bază unui act adițional? Nu, se pot, pentru că trebuie să punem în aplicare amenajamentul pastoral. Așa spune legea. Nu vedeți că trebuie și prețurile reactualizate? Așa spuneți. Deci prețurile se vor actualiza în funcție de redevența calculată în urma calculului din amenajament, se actualizează în urmă 10 ani cu indicele de inflație, fiecare an. Deci nu vom interveni pe calcul doar cu indicele de inflație al fiecărui an. Și nu se poate deci, soluția... pe fiecare... Deci să vă răspund, deci nu se poate, nu se pot prelungi acele contracte care sunt, pentru că noi trebuie să punem în aplicare ordonanța 34 privind amenajamentele pastorale. Prețul conform ordonanței 34. Ce preț să modificăm? Care este aici, în care le aveți aici documentația? Așa. Pe nu, n-am înțeles întrebarea. Ce preț să modificăm? Deci se prelungesc contractele respective cu prețul nou. Nu. Nu, pentru că ordonanța spune clar. Dacă există o singură cerere, se face un contract de închiriere nou. Dacă există două cereri, se urmează procedura de licitație. Deci noi trebuie să urmăm ordonanța 34. Deci sunt niște legi pe care trebuie să le respectăm. Ordonanța 34 nici nu dă, nici în normele de aplicare ordonanța 34, nu dă niște calcule precise cum să facem. Spune respectați în amenajamentul și undeva la articolul 9, nu mai știu care, din ordonanță spune se ia în calcul cantitatea de masă verde, prețul stabilit de Consiliul Județean, cât e care se stabilește în fiecare an, dă venitul și cheltuielile conform devizului din amenajament și se scară. Toată chestia, într-adevăr, aveți perfecte dreptate și mi-am dat și eu seama, este această cantitate de masă verde raportată și nu este o chestie numai la Târgu Trotuș. Dacă intrați pe site și vedeți, toate comunele și toți primari din comun se plâng. Am citit pe județul Suceava raportările de cantitate de masă verde foarte mare. Da. Deci o chestie generală. Deci nu credeți că numai comuna Târgu Trotuș se întâmplă această problemă. Puteți să verificați, dați de curiozitate să vedeți pe spate. Da. Deci până la rezolvarea problemelor astea tehnice, de vorba de masă, de preț, de nu știu ce, în păștița noastră, cei care au închiriat de anul trecut, care au făcut contracte de închiriere sau de concesiune de statul de trebuie, anul ăsta, ca plecare, nu vă pot răspunde. Din două puncte mă zic. Eu nu țin
contractele de închiriere, nu mă ocup cu procedura de achiziție. N-am de unde să știu. Dacă vreți, ne putem documenta jos la achiziție, scoatem contracte și știm fiecare cât plătește pe hectar înainte de punerea în aplicare acestei ordonanțe. Ca să evităm conflictul dintre arte și ăsta de pe care vreau la asta mâncină în primul noi să publicăm asta, să chemăm pe cei care au avut contracte am trecut acum 2 ani, că nici de cum nu vor fi de acord ca să ia Procedura stabilită prin lege. Putem să hotărâm prin caietul de sarcini, da, pentru că spuneam mai devreme. Prin caietul de sarcini se pot pune niște condiții de participare la licitație. Sunt să prezinți că nu ai datorii la stat față de bugetul local și față de bugetul de stat, să ai animale, să fie înscrise în registrul la medicul de familie, să fie înscrise în registrul agricol, cum v-am spus, până la anul respectiv. Problema nu este procedura acum, problema este această redevență care e rezultat din calcule. Aici de asta am depozit. Deci eu chiar am insistat la direcția agricolă, unde sunt foarte mulți specialiști și s-au întâmpinat de la celelalte comune din județ, să ne spună în punct de vedere, domne, s-au raportat, cum putem, vedeți că nimeni nu-și pune punctul de vedere. Dar suntem nevoiți, până când ne vedem treaba asta, și s-a pus acolo și ce s-a depozitat în acolo, să mai amânăm o dată în acest proiect, pentru că să stai de lucru și să zic bărere. Nu mă măsură pe pită, bună, domnul Vasilier, e ok. În schimb, să hotărâm și când ne vom întâlni imediat zilele astea, ca să vedem ce și cum o ducem la capăt, pentru că nu putem nici să... Puteți să citiți această cerere venită de la Argeș? Imediat. Și o să vedeți solicitarea cooperativei. Vă rog. Eu vreau să am o propunere. Dacă se poate schimba denumirea de masă verde în masă verde utilă, fiindcă masă verde este suficient, dar animalul respectiv nu mănâncă, pentru că lung. Iarbele folositoare, cele sălbatice. Masă verde utilă. De fapt, masa verde calculată cu coeficientul de folosire. Deci masa verde e deja masa folosită. Deja e aplicat coeficientul când se calculează. Deci e comestibil. Ideea este că problema devine din 5 mai spinoasă cu apărul și factorul Argeș. Dacă dumneavoastră nu puteți să constrângeți în caietul de sarcini să apară doar persoanele din comună, ceea ce nu cred că puteți face, dacă chiar se vrea să intre, o să facă orice demers respectiv a firmă. Dacă nu votăm amenajamentul ăsta, înseamnă că nici oamenii noștri nu vor depune la avia, nici posibil așa, dar oamenii noștri pot cât de cât să-și facă pășunatul, că nimeni nu o să le interzică. Acum ar trebui să mai ne gândim să vorbim și cu ei, că... Dar dacă vine ăla și licitează mult și zice o Costel Drăgan, ăsta are cam 32 hectare și are șuă, nu? Dacă îi zice Costele, de mâine nu intri până nu dai 3.000 de lei, Costela nostru nu poate să vândă oile și să plece afară. Nu e adevărat, îți spun eu, am fost în Biblie și ei își îngrădesc cu sârmul din pată și nici pasăra nu mai trece pe asta. Nu e adevărat. Asta nu i-am văzut, dar îți mergi la... Îngrădit cu sârmă din pată, de sud, kilometri întregi. Deci singura chestie, dacă noi nu aprobăm acum, el nu o să mai depună la apă, o să pască liniștit și nu o să-l alunge nimeni de pe proprietarii noștri. Vă rog. Domnul Popov. Doamna președinte, vă rog. Ori vor
grup organizat, până mai bine. Nu mai bine, trebuie să mă împlicheam, nu ne supărăm, dar asta e chiar de zică. Doamna consilier, am discutat de acolo, mi se pare incorect cantitatea la hectare. Nu știu ce calcule a făcut, dar domnul inginer Cernea, știi, când s-a semnat iarba de Sudan, care are o densitate foarte mare pe metru pătrat, nici acolo nu are cum să iasă 12 tone de iarbă verde la hectar. Nu știu ce calcule au făcut dumneavoastră. Nu au făcut dumneavoastră. Îmi face impresia că, cred că așa este, costurile s-au făcut în funcție de tonajul respectiv. Așa. Păi, unde ați mai pomenit 12 tone de fund sau la hectar? Porumb. Nu mai porumb. Aveți perfectă dreptate și am spus și în ședința trecută și repet și astăzi. Perfectă dreptate. Sunt date statistice. Nimeni n-a știut ce o să întâmple. Știți cum sunt state? Nimeni nu s-a luat probe. Când au început aceste, a venit ordonanța 34 să pună în aplicare cu normele. Atunci s-a spus, fiecare crescător de animale își va împrejmui un trup de 16 metri pătrat și va calcula cantitatea de masă verde raportată, va face cozir, va elimina buruienele și va fi o cantitate de masă verde reală. A fost în anul trecut o intenție în care a venit fermierii și au împrejmuit aceste trupuri, a venit de la Direcția Agricolă, dar care erau împrejmuite, care erau rupte, care erau și inginerul de la Camera Agricolă s-a enervat, nu s-a mai stabilit nicio cantitate de masă verde. Repet, aceste cantități care au fost menționate în amenajamentul pastoral sunt cantități raportate în ultimii 5 ani din 2017, deci 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Deci se raportă în fiecare an, se primesc niște formulare care sunt Agri 2B, în care se raportează cantitatea, producțiile pe culturi, de furaje, de cereale, de legume, de pomi și sunt date statistici. Mai sună fata de jos și întreabă pe doamna Șor, doamne, ce producții din mere ați obținut anul ăsta? Că trebuie să raportez în Agri 2B. Îl sună pe Cătăliză, băi, nu știu dacă unul dintre noastre care sunt în fost un an. Și întreabă, băi, ce producții de grâu ai obținut? 4 tone, 2 tone jumătate, funcții de anul respectiv. Păi se încetă că nu știu ce. Ei, cantitatea asta de masă verde a fost raportată tot așa. Și asta a fost, că noi am întrebat atunci la direcție când ne-au cerut datele domnilor și a fost mare problema. Domne, cum luăm cantitatea de masă verde? Am întrebat și noi la alte comuni. Și au zis, voi luați statistica din ultimii 5 ani. Ne știind cine așteaptă, pentru că este ceva nou și pentru noi ordonanța asta 34. Nu știam la ce ajungem noi, la ce redevenții. Când s-o calculat chiria acum, până a intra în vigoare amenajamentul ăsta, a fost o modalitate de calcul. Nu știu domnul secretar Ungureanu cum a calculat. Nu am fost implicat în calculul redevenței și a chiriei. Dar acum, având această ordonanță și articolul 9 aliniatul 2, care spune veniturile realizate ori prețul de pitonă de masă verde minus cheltuieli, nu dau valorile astea. Vedeți că nici nu sunt toate la fel. Unele sunt mari, unele sunt mici, pe prund, 32 de lei. Eu am zis și data trecută, n-am nimic împotrivă, poate să vină oricine, ne punem iar la masă și luăm un modul de calcul și calculăm. Dacă consider că am greșit, îmi plec pălăria. Dar eu zic că am stat o lună, m-am dus la ASAU, la președinte, ne-am consultat. Am fost la președinte, la domnul Stanciu Ștefan, la ASAU, v-am explicat data trecută. Cu dumnealui am făcut, ei au experiență, au făcut parte din comisia de întocmire a amenajamentelor. Și el mi-a spus, doamnă, sunt cantități foarte mari, o să aveți redevențe foarte mari. Nu știu ce să zic, doar eu credeam că cei de la direcție îmi dau un punct de vedere vis-a-vis de reducerea acestei cantități de masă verde, să o diminuăm în 50%, să ne dea o bază legală, că noi tot trebuie să facem pe bază legală, să argumentăm potrivit. Într-adevăr, potrivit, în anii din urmă, potrivit codului fiscal, undeva spunea că cantitatea avea o posibilitate să se reducă cu 50%, dar articolul ăla din codul fiscal a căzut, că ne-am documentat. Am citit și noi, dar nu le-am făcut
Doamna Dana, da. Referatul dumneavoastră de aprobare, e întrupit de dumneavoastră referatul de aprobare? Ce e referat de ala? Ce e referat de deci la raportul. Da, la raportul de specialitate. Acum? Referatul de aprobare, tu spune așa. Deci obligațiile Consiliul Local. Consiliul Local aprobă procedura de atribuire a pajușilor pentru închiriere, cât și durata de închiriere. Deci asta e o obligativitate pentru Consiliul Local. Da, n-am invocat niciun articol acolo. Nu este niciun articol. Da, doar este din ordonanță, n-am văzut. Spune clar, pentru bună organizare a pășunatului comunal pentru totuși este necesară întocmirea unui regulament care să cuprindă obiective fundamentale, drepturile obligații și obligațiile Consiliului Local. Păi, de ce aș fi? Eu nu văd această, deci eu văd o inadvertență în exprimare. Doamna, pentru, doamna, pentru că nu sunt obligat, adică eu... Raport de specialitate, dați, e raport de specialitate, Trebuie să te duci cu copia după și contractul din închiriere, fără la nou. Doamna președinte, domnul Boc, ați terminat? Deci, că orice proiect de hotărâre, până apare textul proiectului, are un preambul privind toate actele normative care stau la baza întocmirii. Deci, la acest proiect de hotărâre, nu știu altuneară. Deci, având în vedere prevederile hotărârii Consiliului Județean Bacău, numărul 28 din 27.02.2019, privind aprobarea prețurilor medii la principale grupe agricole și al masei verzi de pășune pentru anul 2019 în județul Bacău. Hotărârii Consiliului Județean sunt transmise în teritoriu? Nu. Le putem găsi pe site. Deci, la vremea respectivă, în februarie anul trecut, când Consiliul Județean a emis această hotărâre cu aceste prețuri, cred că astea sunt prețurile care stau la bază. Consiliul Județean emite un singur preț care le-a cadrul toate comunele din județul Bacău. Este 0,08 lei pe kilogram. 80 de lei tona. 80 de lei tona. Acum 2 ani, în 2018, au fost 60 de lei tona. Deci, în fiecare an, în februarie, Consiliul Județean emite pentru a se lua în calcul la prețul acesta la calculurile de vieții. Nu, și eu am găsit pe site. Dacă vreți, vă aduc hotărârea. Anul trecut, expirat contractul de închiriere pentru niște mici fermieri cu câteva animale. Expirat și în ședința din aprilie, 18 aprilie 2019, este a prelungit contractul până la 31 decembrie. Nu fac parte dintre acești crescători de animale, unii crescători cu potențial mai mare, adică cu multe animale. Cum este Cătălin, Ovidiu Coman, Nu, nu, nu Costel, Costel, dar e aici. Și... Neapă. Ei ce contract iau? Nu au contract de închiriere, din moment și n-au făcut obiectul acestor prin 850 de ani. Vă spun. Coman are închiriat pe ordonanța 54, privind concesiunea da, Coman are 45 de hectare și Neagu are 5 hectare. Da. Deci, în total, sunt 50 de hectare. Dar sunt scăzute de cele 38. Corect. Deci, la ora actuală, noi ieșim la licitație, suprafață de 268 de hectare de pășuni. Deci, numai Coman are pe deci, 50 de hectare. Coman 45 și Neagu 5. Pe termen lung, da. Așa de lung. Da. Deci, numai el. Neagu are 4, nu are Coman 2. Ieronim și Sapău și cu Coman, încă o dată Coman, are pe ordonanța 34, asta din 2013, pentru îmbunătățirea calității. Deci, cei care au fost cei care au concesiune pe ordonanța 54 a fost scopul concesiunii de a dezvolta ferma, exploatația agricolă, de a face, de a putea construi, de a, mă rog, de a-și dezvolta, în scopul de a dezvolta exploatația agricolă.
Ordonanța 34 este de îmbunătățirea calității. Pășunezi, dar în același timp vii și cu lucrări să îmbunătățești calitatea pășunii. Că nu poți la infinit, vedeți că intră, dacă ați citit unde a pus, am pus componenta de mediu acolo. Mediu vine și spune, nu poți să pășunezi, de asta ne și limitează cu un număr de animale pe hectar. Că nu poți să exploatezi pășunea la infinit, să o distrugi. Trebuie să regenereze, vii cu lucrări, cu îngrășăminte, cu... Și ei, Coma și Sabău, au pe o durată de, a avut 7 ani și parcă s-a încheiat un act adițional. Vă spun, nu sunt la mine în contractele, nu vă pot da termene, ci știu că ăsta, Sabău, este în termen cu acest contract. Nu mai știu cât. Deci el nu intră în... Subiect, da, acum cu amenajament. Cu toate că în traiectul de sarcină este, din câte mi-am amintesc, spune că inclusiv cei care sunt în contracte în valabilitate își va actualiza redevența la calculul rezultat din... Deci, cu alte cuvinte, suprafețele pe care dețin acest fermier care am enumerat ca acele contracte pe o perioadă care nu fac obiectul remunerii. Așa. Nu intră la licitație, nu? Nu. Atunci la licitație, după acest traveț mici, 8 hectare, 1,87, 6 hectare, spune, 8 hectare. Repet, în dosarul de atribuire, sunt, dar pentru faptul că nu s-au aprobat calculele, nu am venit nici cu caietele de sarcini să dosarul de atribuire cuprind niște formulare și unul din formulare este o declarație dacă cel care are contractul în valabilitate vrea să renunțe și să intre pe procedura aceasta. Și cine, fraie? Nu știu. Dar noi avem obligația să punem. Dar nu intră ăștia 10 ani să... Deci contractul care are încheiat pentru o perioadă derogată de timp cu prețul, iar pentru ordonanța asta 34, care e cumva din 2013, nu e recentă. Da, corect. Din 2013, dar se aplică odată cu aprobarea, pentru că din 2013 au venit normele, parcă în 2015 sau 2014, și care... cuvinte concluzii de care trag național, tot la omul nătrăjă, boie nu trag. Ăștia care au și 4 hectare, 8 hectare, 10 hectare... O să trebuiască să liciteze. Trebuie să liciteze cu altă mai să... Dacă termină, domnul... Gata. Aș avea și o întrebare. Datorită faptului că până la urmă toată licitația asta și toate sumele astea vor fi încasate din noi, din Consiliul ăsta local, da? Comună. De comună, mă rog. Bugetul. Bugetul comunii. Noi, Consiliul local, putem interveni asupra prețului. Eu propun noi, printr-o hotărâre de Consiliu, frate, diminuăm la, eu știu, 50% din prețul X. E legal sau nu? Putem primi de undeva o consultanță de specialitate, de legal. Bănuiesc că în momentul când eu sunt beneficiarul sumei, pot să-l hotărăsc asupra la treaba asta, asupra sumei astea. Să inițiem un proiect de hotărâri, băi frate, diminuăm cu 40%, cu 60%. Prețul rezultă din calcul masiv. Mă rog, deci să intervenim undeva ca să iasă un calcul apropiat de realitate. Păi da, asta aș făcut la Direcția Agricolă. Poate ei ne dau punct de vedere. Păi până la punctul lor de vedere, noi ca... Păi da, dar punct de vedere și tehnic și legal. Păi eu ce-i spun? Adică... Cred că ar fi o treabă legală noi, Consiliul Local, în momentul când taxa e colectată de noi la noi, din banii, deci aici pui... cred că putem interveni deasupra să cum proiect de ordine cu ceva, frate, cum noi propunem sau hotărâm să diminuăm treaba asta. Nu? Domnul Cernea? Vedeți că la unele trupuri de pășuni trebuie majorat și la unele scăzut ca să se apropie de realitate. Nu putem doar să scădem. O să avem surpriza în care trebuie să le mai dăm noi lor bani. Că vedeți că acolo, da, acolo unde e 32 de lei la hectar, dacă se diminuează, să spune, că se aprobă și se emite un... Acolo trebuie majorat. Asta zic. Acolo trebuie majorat. Nu poate. Da, referitor la asta, ce a spus
pe Tuta și pe Vișoara. Aveți dreptate ce a spus, că s-ar putea să primim bani, ne-am să dă bani, Consiliul Local să dea bani. Nu, da, greșit, nu, m-am rectificat. Deci ce a spus dumneavoastră, pentru că ne-a tensionat direcția și ne-a spus clar, aveți grijă ce faceți, s-ar putea să aduceți bani de acasă. Asta vreau să spun. Pentru astea sunt venituri pe componenta financiară și sunt venituri care se aduc la bugetul local și nu dați seama că vine luptea de conturi. Okay. Nu credeți că nu vom fi foarte strict monitorizați și verificați de curtea de conturi vis-a-vis de sumele încasate pe cet de pășuni? Adică noi trebuie să fim foarte, foarte bine din punct de vedere legal. Dacă vă luați o bancă, cei care au contract până în 2025 vor plăti noile tarife și au tot ele. Deci în caietul de sarcini, repet, că am mai spus și mai devreme, din câte mi-amintesc, este un punct în care se spune cei cu contract de închiriere în calabilitate, dar dacă ei nu participă la rege, dar vor fi aliniați la redevența conform angajamentul pastoral, pentru că ei vor merge la APIA și cu amenajamentul pastoral, cu planul de măsuri. Deci se vor mări, astea, la unele cazuri, sau poate să le dea. Deci chiar dacă nu intră la licitație, vor plăti noi. Deci nu intră la licitație și la licitație, dacă se consideră că este o solicitare doar din simplu truc, merg fără licitație. Este cu atribuire directă, cum am spus în hotărârea. Deja nu mai suntem. Păi nu mai suntem. Că deja este o cerere. Este o cerere care necesită răspuns. Deja s-a complicat treaba. Deci cererile care au fost depuse de FBIE au fost toate considerate ca intenții de chiriere. Că în momentul în care vii și cumperi caietul de sarcini și vrei să închiriezi o suprafață de teren, vei cumpăra dosarul de atribuire care cuprinde formularul de cuprinde studiul de caietul de sarcini și formularele necesare și în cadrul formularului există o cerere ofertă, se cheamă. Și acum acolo spune, eu cer neamigăiță, ofertez pentru trupul 43, suma de, trebuie să fie minim cât e din calculul redevenței, 70 de lei, la un exemplu ipotetic. Dacă pe acest trup de 43 nu mai este o altă cerere, el va primi și îți va ia contract de închiriere prin atribuire directă pentru trupul respectiv. În situația în care se va face licitație prin strigare, așa spune, vine Mihăiță și cu Dinu și ei spune, eu dau 70, eu dau pasul 75, păi 5% pasul. Și ne-a cine să mai am. Deci sunt două ceri. Mai țin și mai țin să te primească condiția, să te ține agrare și te iese. Da. Deci mai dată observație, este constituită o comisie de în hotărâre, nu? În proiectul de hotărâre, dar la un articol este propusă o comisie. Comisia respectivă va primi cererile din partea solicitantului, va verifica documentația depusă după condițiile de participare. Să aibă certificat fiscal de la bugetul local, certificat fiscal de la bugetul așa, buletin. Sunt mai multe condiții acolo. El depune dosarul, comisia îl validează dacă este corect. Dacă se sesizează că sunt o cerere, îl dă deoparte și va merge pe licitația prin studare. Dar asta doar, intrăm pe procedura de atribuire, așa, doar după ce se aprobă procedura. Noi astăzi suntem pe hotărârea de aprobare a procedurii. Să trecem la ceva. Domnul Dragnea, aveați spus. Da, eu vreau să spun că observ că sunt, adică eu, așa observ, sunt acuzat pentru că se votează și nu suntem documentați, adică nu sunt nicio documentat, așa se spune. Pentru că aici așa și spune. La aceea dată trebuia să obiectăm și să nu ne însușim acest amenajament. Deci, eu în primul rând nu sunt, mă voi abține, și cantitatea, da? Și termenul.
Bănuiesc și prețul. Pentru că după nou cod administrativ trebuie a reactualizat toate prețurile. Deci termenul de 10 ani o să apară exact cum este și cu 49 de ani. Și noi nu o să dăm posibilitate nici la alții ca să vină, dacă este, să se stabilească acasă băieții. Deci tinerii, practic, nu o să mai fie bătăm. Dar tinerii, ca să vină înapoi, nu o să mai prindă nimeni. Deci sunt situații în care consider că nu este termenul ăsta de 10 ani așa bine. Deci, da. Mi se pare mai sunt discuții? Atunci supunem la vot. Cine este pentru? Domnul Caru și cu domnul Soconaru, scrieți acolo. Doi pentru. Da. Abținere? Împotrivă? Nu face nimic. Dacă nu s-a procedura? Nu se mai face nimic. Nici la altă, iar la nicăieri. Domnul Bucava, eu vreau să spun un lucru. Deci, mi se pare... Am înțeles, trebuie să-ți zic. Deci, am înțeles, nu se dorește, nu se dorește. Dar noi aceste... celor care își noi doar animați. Acest lucru dăm oportunitatea ca să vină și cei care au public, și cei care au public. Dacă este în două zile discuție, a treia zi se poate face ședință. N-ați auzit ce a zis doamna Rodron? În caietul de sarce prevedem, facem niște prevederi care să fie valabili pentru cei care sunt în comună, nu pentru alții. Ba da, în caietul de sarce. N-ai să ambici în caiet. Și cum poți să spui drept? Păi îi spun așa, aia de bani, aia de bani în comună. Păi știi de ce două animale în comună? Unde să treacă? Nu așa de. Poate că la 1 februarie, nu așa de. Vreți să doriți, dar revedem. Lăsați că discurcați-vă cu cetățenii. Ca să doar de animale. Haideți să trecem și la celălalt punct. Trebuie să mai ne poștă servicii. Proiect de hotărâri privind modificarea completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al domeniului Târgu Cropuș. Discuții? Atunci supunem la vot. Cine este pentru? Da. Da. Trecem la 5. Proiect de hotărâri privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Târgu Cropuș, unui imobil de terenuri, proprietatea comunei Târgu Cropuș. Discuții? Supunem la vot, dacă cine este pentru? Mulțumesc. 7. Da. Proiect de hotărâre privind acordarea premiului în bani în cuantum de 800 de lei cuplurilor care vor împlini 50 de ani de căsătorie în anul 2020. Discuții? Cine este pentru? Mulțumesc. Da. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare a performanțelor profesionale individuale a secretarului comunii Târgu Trotuș pe anul 2019. Discuții? Domnul Mureanu? Eu am să atribui doamna secretară generală nota 3,5. Din cărții. Din cinci. Din cinci. Și am să spun și de ce motivație. Doamna secretar are obligația ca să atragă atenția în momentul în care deraiază unele probleme, pe competențe juridice mă refer, să atragă atenția că nu este corect. Sau dacă se depune un amendament la un proiect, să atragă atenția că vedeți că s-a depus un amendament, ceea ce înseamnă că trebuie să luați în considerare acest lucru. Deci doamna secretară are și competențe juridice, bănuiți. Dacă apare, nu ni le explică. Deci ar trebui explicat. Supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Stați așa, cu ce notă? Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și estimarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2022-2023 pe anul de departament. Discuții. Dacă sunt discuții? Da, prea mult. Da? Domnul Dinu, am discutat de comisie. Da? Domnul Curea. Ba, da, te observ doar. Domnul Dinu, da. Eu am să vorbesc exact conform legii. Deci eu citesc legea. Și legea este extras din 273, deci pentru votarea bugetului anual. Articolul 39, alineatul 5, spune așa.
și autorități delegative, în termenul noastră, 10 zile de la data supunerii despre aprobarea proiectului buget, pronunță asupra contestației și adoptă proiectul bugetului local, după ce acesta a fost votat pe capitole, deci asta vreau, pe capitole, sub capitole, titluri, articole, aliniate, după caz și de anexe. Deci eu ce vreau? Vreau să fie înțeles, adică nu aș vrea ca să fiu iar acuzat că am votat per global, per total și după aia fiecare capitol este trebuit exact pe bunul plac al fiecărui. Deci ce înseamnă? Pe capitol. Deci vă rog, doamna președinte, să luați parte de ceea ce am spus eu și să votăm pe capitol. Este cel mai corect, mi se pare. Altcineva? Nu mai vreau ca să mai specific și alte legi prin care ceea ce trebuia făcut până acum pașii, adică să nu fie lăsat chiar în ultima zi, a patra și cincea zi, da? Deci termenul master se finanțează, cu toate că noi dacă, stimați colegi, să știți că dacă nu aprobăm, nu este nicio problemă, atâta doar se opresc până. Bine. Altcineva? Doamna, vă dea iar da, o dată răspunsul și la domnul Bucurean, deși am altceva de spus, dar pentru că dânsul că trebuie să votăm pe capitole, având în vedere întinderea capitolului și câte așa mai întâmplă în discuții, dacă are o referință specială la capitolul, să spună că e expres. Domnule, să luptăm pe asta, din cauza noastră, deci, că îl discutăm pe asta. Dacă nu, celelalte, ceilalți consilieri să votăm cum am votat, așa cum am că nu are rost de cunoaștere la alte decizii. În alt punct de vedere, pentru că ne aflăm la, la proiectul local, ieri și cu un plan de domnul Marș și cu cine mai era ceva așa, în legătură cu solicitarea mea de a trece pe locale pe arată cu încă o fază de lumină ca să putem satisface și capătul acel de sat cu 36 de branșamente, a intervenit o altă soluție. Să zicem, mai ca să vedem că e mai bună sau că este și justificată, o să vă spun de ce vorba. Ne-am dus la Mirele, am discutat cu domnul director acolo, pentru că linia de înaltă tensiune de 110 care am, care vin, în care se alimentează satul Tuta, Trotul și Vișoara, trece prin Vișoara pentru să acel capăt de sat care ar mai trebui alimentat cu ceva cu putere. Și atunci distanța de la, de la cel mai apropiat, de la ultimul stâng, pe care s-ar putea împăta încă un transformator de 100 de kVA, adică de o putere, cea mai mică putere, este de 100 de metri. Și aia de la ERM, că n-au știut, nu au dat importanță, sau nu au știut de solicitarea asta. Și mai ușor decât să vin cu linia de înaltă până în Vinișoara, până la transformatorul de la, să zicem, de la Deca Valachii, și de acolo, în continuare, până la consumatorii de pe strada Alevezii, de ce nu am putea noi să montăm un singur transformator de mai mică putere, de 100 de kVA, așa, și cu ăla să satisfacem dorința celor de acolo. Una că mai luăm, nu mai consumăm din puterea celorlalți de dincolo de care arată, și a doua, pentru că aici mai avem un punct care trebuie să neapărat alimentat. Asta ne-a spus și că da, avem investiții ceva acolo, ca să avem motivații să nu putem ocupa de așa ceva. Păi avem, tocmai celelalte două pompe sau poate patru vor fi, în momentul când începe canalizarea, care vor fi montate în acel punct, adică normal de la care arată în loc, când vor fi împinse dejecțiile la Târgu Ocna, și atunci acele pompe nu vor putea merge, mai ales că deja noi avem de 2-20, va avem 1,70, 1,80. Și în momentul când mai consumăm și de dincolo, iar pe cealaltă fază o să avem și nici atunci. Așa și am găsut de acord că această alimentație să se facă cu, cu un transformator de, de 100 de branșamente, de putere mai mică. Am găsut de acord și cei de la IRE, că soluția ar fi mai bună, că pe scurtul scala canalului mă începeți că trebuie să aprobări și rea să aprobări de transversare și cu ocazia asta lăsăm și puterea normală în partea de dincolo și puterea nominală de dincolo.
Am spus asta pentru că asta-și face un mișto bănuț. Nu o să fie chiar atât de mult, dar pe termen lungă și scurt chiar e valabil. Ca să se prevadă în bugetul interne. De asta, o să venim cu un nou proiect de hotărâre, da, dar ca să putem să intrăm în fața. Da, mulțumesc. O să încerc să fiu foarte vaccinat la toate din buget. Nu știu dacă în comisie 1 și 2 au spicuit măcar. Eu zic că ținem spicuit, dar cred că ați observat în comisie că bugetul alocat de la acest județean este nimic mai consistent. Adică bugetul care s-au alocat o urechi de lucru și este mult mai mic. Vreau să întreb pe domnul primar, ce lucrări, cu bugetul pe care vom avea, ce lucrări vom face, primul punct. Al doilea punct, ce datorii mai avem la apă? Și al treilea punct, dacă a scos colegul meu, Ureanu, a scos, cred că, portalul la niște hârtii. Aș vrea să știu dacă ele coincid sau nu bine zis, dacă virgulă corespund cu realitatea. Ceea ce avem noi aici corespund cu cele scoase de la ele. Mulțumesc mult! Da, într-adevăr, bugetul de la CEO-ului dar nu ducem lipsi de loc unde să punem banii respectivi. Avem cofinanțări la proiecte, avem de asigurare în bugetul de astăzi, avem asigurat salariul numele zi până în luna iulie. Da. Așa, deci loc pentru bani sunt, doar să le ducem la cap. Așa, datoria la apă, din câte rețin, este chiar 2-3 săptămâni, nu știu, mai avem 2-3 Da, vreo 20.000. 20.000 de bani. Da, 200 de milioane de bani. Da, vă rog să mă scuzați. Deci, v-am întrebat pentru că tocmai înghideasă v-am întrebat pentru că și până la un zbor nu știam cât este bine. Mai bine ca cei care sunt aici, nu știu. Și până la un zbor, clar mai fi vreo jumătate de miliardă. Se poate tot să întreb, adică sunt... Știți cum e, bă, oscilează de la lună la lună. Adică, ar fi cazul că fiind televizată, să știi, cetățeanul nu se mai facă speculații pe ei. Adică e un bai mic și fuge, îl face deja. Speculații se vor face în cu doi, indiferent de televiziune sau să știți. Interesul oamenilor, mă rog. Așa. Ați mai avut o întrebare, dacă îți fericit, despre domnul... Dacă virgulă corespunde, el are... Nu știu ce are portalul ăla. Nu știu de ce l-ați spus. Dacă e de la... Nu, a spus că era nemulțumit din ședința trecută și că nu sunt sume care se respectă, care s-ar găsi, adică e o diferență. Nu e, mai e oameni. Conținul local, acum am avut în câte ședință de conținul local, ce discutam și cu anumiți consilieri din dumneavoastră. Sunt organe competente care decât de mai aveți interese. Ne jucăm cu bani aici și nu știu ce vă faceți cu ideile astea. Am înțeles. Eu nu zic că nu am știut nici de acum, vreau să dau apelii. La general, mă refer. Eu nu știu ce este domnul Ioan. Eu ați văzut că m-a fost elegant, dar în sensul că a venit domnul și a prezentat și a ținut discursul, sau mai bine zis, pledoaria, că și-a achitat. Eu nici măcar n-am, nici măcar nu am venit, nici nu am venit cu ideea că el are datorii. A spus doamna contabilă în ședință, el a venit să ne demonstreze din omul și să discuteți pe noi consiliul, să ne arunce în față că și-a plătit și zic că se rămâne interesează. Plătește-ți datorii și asta e altă problemă. Deci fiecare... Domnul consilier, face parte din comuna noastră. Eu am spus că nu face parte. Deci, iertați. Da? Iertați de 7-8-6. Vă rog. Mai sunt întrebări. Aș vrea să spun ceva. La investiții, la învățământ, nu apare niciun, nicio sumă. Am vorbit să facem, să refacem o leagă acoperișul de la școală, de la Trotuș. Mai să le reparați, prin reparații. Da. Da. Și putem... Da. O să... Și reparați, reparați un pont. Da. 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 Deci avem de gând, cum am zis în ședința trecută, curtea școlii, exact cum am terminat cu atâta anul ăsta ar trebui să ne apucăm la Trotuș, vedem
cum stăm cu banii, dacă aveți, ați avut o discuție cu doamna directoare sau unul cu părinți și vreți să ne apucăm de clădirea respectivă, vă renunțăm la o parte din curtea școlii și facem clădirea respectivă. Cum îi considerați? Dacă nu fi chiar la acoperitul acelui clădirea, bun, în clădire știu că este o sală de sport, o magazin întunecoasă și uita pune ceva la rând. Deci de așa și am înțeles. Mai era un subpunct care ar vrea să-l adresez doamnei Pântale. În 2018, la o ședință a Consiliului Local, în care făcea parte și domnul Moise, nu am hârtie acum în față, pot intra în posesia ei, dar spunea clar că, și chiar dumneavoastră ați folosit ideea că luăm bani de la culte și alocăm acelei troițe care de la Duda. Domnul primar, la fel a spus. Da, vom face, nu trebuie. Suntem în 2020, nu s-a făcut nici măcar un loc. Nu, eu vă spun ce era la Poliția, chiar pe colțul undeva la domnul Vreanu, dacă care am înțeles. Un moment era eu. Da. Cred că am discutat și dacă putem. Nu știu dacă am discutat, eu vă spun. A fost și un proiect de hotărâre referitor la... Dar și acum avem. Eu am aici, așa, era procesul de aval care era atunci așa. Deci domnul Moise spune așa, eu doresc ca în acest buget să țineți cont și să alocăm o sumă de bani pentru reabilitarea monumentului din Tutami. Deci, mă citesc chiar tot. Propun suma alocată de 50.000 de lei. Domnul primar spune așa, da, vom aloca această sumă din noul buget. Adică era bugetul 2019. Da. Doamna contabil spune așa, vom rezolva această reabilitare cu bani de la culte. Deci, în momentul în care noi am votat bugetul și am și prins, nu știu ce s-a întâmplat. Doamna Mustavi nu își menține speech-ul de atunci, vom rezolva din banii noastre. Și nu mă ocup cu asfăierea troițelor. Da, nu, domnul discuții și știți-o. Nu am venit imediat. După să fac documentația asta referiți, adică diminuăm de la culte, da? Adică s-a aprobat atunci la de la culte, da? Nu am întrebat că ați s-a aprobat culte, da, suma, nu s-a menținut. Păi atunci, pentru ce aprobăm noi? Păi nu sunteți în statul cu terenul declarat în domeniul public și... Păi bun, și acum, dacă faci, vă facem iar din nou buget? Dumnezeu să te răgânează, fraților, haideți să spun. Deci, un an de zile, voi ia din zi, de zi, ai locuția, ți-ți oamenii ia, doamne, eu știu că este că s-a aprobat terenul, nu e vorba de teren. Anul trecut, deci înainte de noua ordonanță, care a vehiculat noua ordonanță, anunceați că s-a aprobat. Deci era aprobat anul trecut în buget, deci nu era. Dar bun. Mulțumesc, doamne. De asta și spun pe capitole, pentru că să înțelege, doamna președinte, am solicitat pe capitole din cauza că se discută pe capitole și o să ne dăm seama unde se vor face investițiile cu banii respectivi pe capitolul respectiv. Că noi aprobăm, în general... Nu s-a uitat de talență, domnul Boreanu, pe capitol. Per total și nu o să știți nici droguri, nici poduri, nici podețe, nici reabilitare cămin, nici troiță și așa mai departe. Pentru că o să fie la global, transportul dumneavoastră îl duceți din capitolul transportului, unde vreți să duceți banii ăia, da? Dar sunt aprobați de noi. Și o să fim iar acuzați, domnilor consilieri, așa aprobat. De cine acuzați? De cine vă acuzați? Păi, exact, dumneavoastră. O să spuneți și o să vă prelevați de acest fapt, o să spuneți domnilor consilieri, dumneavoastră ați aprobat. Deci bugetul ați aprobat, dumneavoastră, ce să vă fac? Aia se discută și pe comisie, pentru că ține în sfârșit, că dacă eu le luăm, iar discuția din comisie, fiecare punct în parte, nu ne ieșim nici. Păi da, dar pe comisie degeaba discutăm dacă nu se va vedea în procesul verbal. Deci în procesul verbal, dacă nu stipulează ce spune domnul primar, eu nu mai pot să vin exact cu justificarea ca rândul trecut, da? Nu o să mai pot să vin cu justificarea și atunci se va vedea. Pe comisie, părerea, vom voi ști cu bine că comisia 1, 2 sau 3. Păi se pot face toate trei comisii într-o aceeași lucru. Deci eu vă alegi și asta, vă rog. Domnul Gurean, apropo de capitole, am aici pe lista de investiții la capitolul 6702, cultură și religii. Este o sumă alocată de 135.000 lei. Care se împarte în felul următor. Reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural total 735.000. Construire și dotare cămin cultural sat totuși 100.000. De ce criterii s-au alocat?
Diferența asta mare. Aici e 735 de lei sunt valide. Pentru căminul tuta. Da, căminul tuta și subvenții primite de la AFIR. Vă aduceți aminte, acum 2 ani când am primit banii de la AFIR, am primit. Banii sunt. Am primit banii. Dar de ce nu am lăsat pe domnul Mureanu? Pe domnul Mureanu știe. Să-i explice dânsul. Toată banii. Dar din ora a fost discuție, nu mai văd domnul pe stradă. Deci banii trebuie să le ție. Nu, domnule contabil, am adresat întrebarea domnului primar, că sunteți inițiatori proiectului. Exact, să zic, domnul contabil, avem subvențiile respective, da? Și un miliard de ăsta care avem pentru cămin propriu și este pentru proiectare, avize și așa mai departe și se lucrează la ora actuală. Da, da? Mulțumesc. Mai spun și eu ceva, tot așa, la Pătii și Religii, 292, s-au hotărât ca să împartă în mod egal bisericilor. Nu s-a ținut cont. Și Biserica Târgu Trotuș, Biserica Ortodoxă Târgu Trotuș, Familia Târgu Trotuș, nu a primit. O zis că o să fie... Bun, eu o să-mi cer scuze, într-adevăr, au fost tot felul de... anul ăsta am de gând să știți să prioritizez Biserica Târgu Trotuș ca să terminăm și acolo. La Târgu Trotuș, la noi, la catolici, au aproape de gata. La Tuta, mai e o leacă de treabă, aproape e gata. O să sprijinim mai mult Târgu Trotuș aici, da? Așa, bine, nu uitați, în afară de banii care au venit la noi, și Târgu Trotuș, fiind mai mulți catolici, au strâns bani, au pus, da, deci lumea a pus bani ca și la Tuta. Deci, s-a, aici la noi e o problemă, sunt mai puțin, 170 de lei, așa, așa, o să facem să subvenționăm mai mult ca să ridicăm, să trebuim și acum. Fiind, bineînțeles, și o lucrare mai de amploare față de celălalt tuturor, da? Deci îmi iau angajamentul de a fi putut să facem. Mulțumesc! Să punem la vot. Proiectul cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Trecem la punctul diversii. Mă scrie la cuvânt. Domnul Boboc. Aici e reușit. Cum? Ce? Domnul Mititelu. Doamna președinte. Da. Da. Aș vrea să fac o precizare, poate dacă trece să nu încercăm să mă corecteze. Știți toate actele care se depun la APA, din banii care vin de acolo, se depune cel târziu până pe 15 mai. Eu m-am obținut de treaba. Deci, dacă este nevoie, facem o ședință, mai devreme, mă facem dacă să aprobăm proiectul respectiv, dacă nu, cetățenii poate să depun și după aceea, este martie, este aprilie, dar poate să depun la anul. Domnul Bob, probabil este domnul Amintare, nu are o ședință. Extraordinar sau de îndată, prin care am zis. Va trebui să ne întâlnim și să vedem ce facem o dată. Pentru, pe numai pentru lucrul ăsta, da. Deci nu poate să, nu poți să-l dăm, nu ne permitem să-l dăm, pentru că totul va cădea pe noi. Da? Deci da. Vom, ne vom strânge în aceea, poate să fie și la 6-7 seara, dar ne vom strânge. Acum am o întrebare pentru dumneavoastră, doamne primar, la Șervan. La ședința trecută am înțeles că, nu știu, la trimestrul ăsta, ala se extinde regionalizarea și gazele de altă Trotuș. Avem o speranță? Se extinde? Proiectul de gaze se numește înființare, vă rog domnul. Asta e acordat, că nu, te rog frumos. Nu e vorba de acordare la noi, nu este extins până la mama n-ai acolo. La noi, la... Sunteți, domnul Boboc, știu problema, sunteți în lista care va fi extinsă, da? Așa, încă o dată vă spun, am fost preluați de Bacău la documentația asta. Nu pot să vă dau termene. Atâta vă spun din discuții care le-am avut, au zis ceva de 2021, în care figurează și zona izvoare. Așa, Crabul lucrează, master planul este, să se dea avizul, am înțeles, de Comisia Europeană și așa. La cealaltă problemă cu gazele, am primit adresa de la București, de la Agenția de Țiței și Gaze, așa prin care urmează să facem procedura, să se ajungă la licitație într-un final, da? Deci anul ăsta probabil va face licitație, am înțeles, prin mai undeva. Da? Deci suntem pe drumul cel bun. Îmi pare rău că dacă știam, am fost eu la o comisie, la domnul Consilier și le-am adus documente. La nivel național, prin care acolo se specifică, au prioritate comunele care sunt mai aproape de 1000 de metri de la conducta generală. Noi avem 100 de metri. Deci,
Da, o întrebare. Tot la cei am întrebat, dar am propus să luăm legătura cu mijloacele de transport, cu autobuzul și cu copiii care pleacă la liceu la Unești. Ați luat legătura cu cineva? Eu am făcut atunci, la familie. Da, păi, da. Eu am și bun, dar mai repetați-mi la întrebarea, despre ce era vorba? Vine ești un autobuz, tot are 6 km de anții. El vine azi în urmă. A, în suplimentare, da. Știu că am urmărit. Nu se duce numai ele. Este și oameni care duc după. Am înțeles. De suplimentarea mașinilor. Suplimentarea, dar fie un autobuz cu locuri mai multe. Dacă nu cu unii, cu mai multe. Am văzut pe voi. Așa m-am întrebat acum. Am vorbit. Luni. Nu, azi sunt iar în miercuri, dar luni. Exact când mă duceam la serviciu. O venit autobuz de Orește Borna, Transpădreanu, dar ăsta cu 30 de locuri. O oprit în stat, locul bun copil. Da. Da. Și din coace la 2 pași la avat, nu mai oprește de loc. Era o poveste mare, autobuz mare. La ora când duc circul copii atunci, a două. Nu, nu e vorba numai din nevoință, dar tu să faci ele. Ea de la mea. Acolo vine până la drumul picioare. O să mai interesăm să vedem. Poate nici picioare nu are. Am înțeles. O să mai interesăm și discutăm să facem la viitoare. Bine, bun, vă rog. Deci, a devenit rutină deja, că este foarte mult. Deci, nu trebuie să mai... Deci, chiar nu, vă rog, am un cel mai serios. Deci nu vreau să fac cum face domnul Anton sau să vin de la 1 martie în fiecare zi. 1 martie, adică duminica de la 2 martie, în fiecare zi la primărie. Da? Deci în fiecare zi. Deci, terasamentul, deci în comună de Bocot, și îndreptat puțin ăsta și lumină. Deci, drumurile, pentru că iar aceeași problemă. Mă lovesc de aceeași problemă. Deci dacă nu se rezolvă până pe dăi, pe două vă promit în fiecare zi să mă primări. Vă promit în mod scâți foarte serios. De început cu data din 2 până la finalizarea mandatului, sunt în zi fiecare zi primări. Pentru că am un program flexibil care intervine. Mulțumesc mult. Da, vă înțeles. Da, vă rog. Nu se poate așa. În legătură cu calendarea de la mișcare... Drumurile, dai seama. Am decis împreună cu doamna viceprimar ca... Domnul Conan, dar era domnul Ungureanu, lăsați-l să... Ai mai învârst, mai gândat. De acum astăzi... Continuam. Vă rog, eu sunt mai... Și aveți și grava. Am dispus să așezăm pământul care este balastrul nisip, pe un drum de acolo, la... Iar când o să solicităm budozul, să-l putem revizi, să-l așezăm prin gropile care mai sunt. Iar cu șeful de echipă de la canalizări am convenit ca bucățele de tuburi care rezultă din procesul respectiv de canalizare, de montarea canalizării, să fie duse la școală, păstrate, că o să avem nevoie pentru a lucra în continuare. Și le-am mai spus că trebuie să urmărim, că au lăsat niște garnituri și niște coarne, unii coarne în fundă cu coarnele de bicicletă și de spate. Să le ducă în curte. Da, să le ducă în curte să le depoziteze. Lucrarea, țin să vă anunț că merge foarte bine, suntem mulțumiți de el cum lucrează echipa, le-am acordat și noi toate condițiile pe care am putut să le acordăm cu cazare. Și, în fin, să meargă lucrurile bine. Suntem mulțumiți în continuare de lucrarea care am făcut. Deci sunteți mulțumiți, da? Da. Asta mai bun. Da. Și noi o să continuare. Urmărim în continuare. Bun. Eu aș vrea să discut acum, pentru că nu s-a discutat mai, nu avem posibilitate și am observat un lucru. Deci am observat un lucru. Și anume, dacă nu am cravată, nu pot să vorbesc. Exact. Deci, acum să-mi spuneți special la orice. Eu nu cred că am vorbit mai mult decât dumneavoastră în toate ședințele pe care să... Da, vă rog, nu transformați. Eu am făcut aluzii la domnul primar, că v-a dat voie că aveți cravată. Exact. Și am constatat că dacă nu avem cravată, nu mi se dă voie. Bine, asta i-a cerut domnul primar. Dar ședința următoare să-mi spună ce cravată să vin ca să pot să vorbesc. Domnul Băreanu, nu uitați să nici măcar. Vă rog, vă rog. Și cravată trebuie să aduc. Haideți, haideți. Și mai mult, drastic.
Vă frumos, haideți. Bun, eu am să spun așa, și dumneavoastră să mă contrazice. Deci la transportul asta aș fi vrut eu, ca să discutăm de capitole. De ce? Să înțeleagă toată lumea ce investiții se vor face. Asta este un lucru relevant. Nu că ce discutăm, este foarte bun, discutăm pe comisii. Dar ce discutăm pe comisii, nu știe cetățeanul din comuna noastră. Da? Mai ales că nu știu dacă a fost publicat pe site-ul nostru bugetul anual. Nu știu dacă s-a pus în dezbatere publică. Nu știu dacă s-a făcut dezbatere publică. Deci sunt niște pași care trebuiau urmați domnilor consilieri ca să nu fim acuzați la un moment dat că nu știe. Da? Și acum revenind la transporturi, îmi puteți spune. Deci aici văd așa. Lucrări în continuare. Modernizare, drumuri locale, satele Târgu Trotuș și Vișoara, comuna Târgu Trotuș. Da? Deci Târgu Trotuș și Vișoara. Modernizare, drumuri de interes local în Târgu Trotuș. O sumă foarte mică. Și dumneavoastră ar fi trebuit să specificați și să spuneți pentru ce. Modernizare, poduri și podețe în comuna Târgu Trotuș, județul Bacău. E o sumă iar 50.000. Deci asta este o sumă mică. Deci Târgu Trotuș. Amenajarea aleii pietonale în satul Târgu Trotuș, 3.250.000. Asta trebuia specificat. Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară, satul Târgu Trotuș, 12 miliarde. Deci astea trebuiau menționate. Și în satul Tutare vin acum, că nu este în continuare. Ce ați spus aici? Dragul meu, o parte din bani 50. Dragul meu, că, dragul meu, nu se poate acum. Haideți, am înțeles cravat. Nu vă mai răspund. Nu vă mai răspund. Vă răspund data viitoare. Altceva. Vă rog. Nu vă răspund. Nu dați explicații la cetățeni, nu mie. Deci atâta fi eu banii respectivi care ziceți că sunt puțini, să vă faceți documentați. Da? Pentru drumuri și așa mai departe. Am avut discuția ieri, da? Păi vă spune că astea înseamnă pe termen. Dar nu mă lăsați să vorbesc dumneavoastră. Bun. Avem CNI-1. Da? Cu drumurile pe Vișoara, cu aia de 1,5 km, și acum se lucrează la un alt proiect de aproape 8 km, care include Tuta, Trotuș, o stradă din Vișoara. Da? Eu vorbesc de actual de buget. Deci pe buget ați spus, dacă era să fi făcut asfalt, eu pur și simplu mergeam pe principiu, cum ați trecut la Trotuș 12 miliarde, așa ați fi trecut la Vișoara. 30 de miliarde, dau un exemplu. Și la Tuta 10 miliarde, dau un exemplu. Odată ce nu este trecut aici, îmi conferă dreptul de a mă abține la investițiile. Aveți drept, da. Deci oameni... Bun, vreți să scoateți în evidență că Tuta ar fi... Da? Da? Nu intru în discuție. Da. Asta pentru că, vedeți, Trotușul îmi zice că domnule s-a făcut numai la Tuta, tot aici să... Nu intru în polemică. Eu am spus ca să nu faceți. Eu asta am spus că este prevăzută în Trotuș, da? Dar în Tuta nu mai văd nimic. Asta am spus. Eu nu am argumentat că, domnule, de ce faceți în Trotuș, de ce faceți în Vișoara? Nu. Mie mi-a fi plăcut ca să fie și Trotușul și Vișoara și Tuta. Să fie asfaltat și să fie comunități. În momentul în care nu putem să realizăm o proiectă care este aprobată în bugetul anual, da? Nu putem să facem deci o sumă intimă, da? Da. Atunci... Dar zici, în celorlalte voi nu s-a făcut proiecții? Adică vă rog, mențineți-vă punctul de vedere, respect și atât. Vă rog, este o proiectă de bunurile. Au murit mulți. Noi am strâns doar de când... Omul se naște dator să moară, altcineva. Dar să știți că la noi este așa cum se ce? Dar trebuie să doamne fiți o întrebare. Am observat în zilele trecute... Cererea ce a făcut? O mașină, nu am văzut ce număr, că era mizerină, care este balastul pe o uliță, văd că nu este circulat tot. Deci vreau să pun balastul în drumul bunic, este folosit, ulița aia care duce la... Da, e. În zona Roa, ca atare ferat. Da, plus locuințe, nu nimic. Din băi, nu... Nu, dar ați spus foarte bine că acolo e două, trei familii, bine, bine, mari și atâta copii, și copiii, da, dar nu, pentru că acolo merg, și aduc copiii la școală, pe la stadă Vișori, pe stadă Vișori, cum e propus. Deci de aia, da, și merg acolo, da. Și vă las de pe tot. Dar nu ce știe de când este ideal pentru două gătoare. Dar nu e investiție. Vă rog, mă spuneam, că îți place de ce vrea să pot să spun. Unde e asta, domnul? Nu, o să revede la... Păi noi nici am aprobat în centru și s-au făcut investiții destul de mari. Da, da. Deci la... Da, da, vă rog, domnul Gosie. Vreau să mai adresez o întrebare. Aplicul. Având în vedere cazurile de gripă sezonieră,
Aș vrea să știu dacă s-au luat ceva măsuri în școli. Am înțeles, este un domn doctor care pretinde 15 lei de fiecare copil ca să vină să-l... Așa. Vi s-a trimis o adresă de la doamna directoare, așa că se poate angaja un asistent medical care va deservi toate școlile și... Da. În mod normal, pentru numărul de copii, o să facem tot posibilul ca să avem un asistent școlar, ca să nu mai ajungem la, la tot felul de discuții referitor la medici. Acum, o să spun cu toată, mie îmi pare rău, s-a ajuns, am avut discuție cu domnii medici, își cer remunerarea pentru serviciile de triaj, și aici e vorba și de deparazitare și de, mă rog, așa, și s-a ajuns domnul Cazac la o sumă de 15 lei pe copil, ceea ce la început n-am analizat prea așa, dar ulterior am văzut că e o sumă destul de mare la câți copii avem, și anume undeva la 335.000, 350 de milioane de lei pe an. Nu sunt de acord, deocamdată, având în vedere că ei vă dau facilitățile care le-am pus la dispoziție, da? Și vorbind cu alți primari din alte primării, unde medicii de familie asigură triajul la mica înțelegere între ei, și chiar dacă sunt zonele sunt subvenționate, în niciun caz nu se ajunge la suma asta, eu aș dori, dacă sunteți de acord, ca într-o ședință viitoare să-i chemăm în ședință în partea dumneavoastră și să dăm cârțile pe față. Da, pentru că nu vreau eu. Avem o perioadă destul de lungă de când tot tot discutăm de chestiile astea. Ne s-a trimis o adresă de adevăr de la Bacău. Urmează ca să ne întâlnim zilele viitoare cu cei de la DSD să vedem exact ce și cum putem, dacă ni s-ar da un asistent, un consilier de asupra, un consilier școlar, ar fi ideal. Asistent. Și am, da, și am evita orice... Păi este plătit direct de stat, nu avem noi legătură, da? Noi trebuie să-i asigurăm în școală sau să vedeți undeva un cabinet, da? Deci așa ar fi ideal, pentru că avem un număr destul de mare de copii, 590 de copii. Chiar dacă nu fi un curs, dar salata de copii este primordial. Da, da. Banii de la ei, da. Dar trebuie neapărat rezolvată problema. Da. Deci nu s-a ajuns la un punct cu medicii. Este suma prea mare, am considerat că nu putem da. Mergem cu varianta asta să vedem în ce măsură. Da? Vă rog. Mai sunt discuții sau? Am niște cereri, da, știi, dacă îmi permiteți. Subsemnata Orzo Antoaneta Maria, administratul al Orzo de Antoaneta Maria, prin prezent a solicită închirierea terenului în suprafață de 20 de metri pătrați situat în comuna Târgu Drujul Satuta, strada școlii, pentru activitatea comerț cu amănuntul în magazin net. Specializare. Da. Știți despre ce este vorba? E toneta care se află acolo în fața grădiniței, cum a fost, mi se pare, și am trecut, da? Când de Consiliul Local al Comunei Târgu Trotuș, subsemnatul Roșu Petru Daniel, cu domiciliul în Târgu Trotuș, prin prezent a solicit aprobarea începerii procedurii de concesionare a terenului suprafață de 1330 de metri pătrați, teren arabil, proprietate privată a Comunei Târgu Trotuș, deoarece sunt interesat să concesionez acest teren ce se află în vecinătatea terenului concesionat în suprafață de 2877 de metri pătrați prin contractul numărul 22 din 1705-2011, cred? Da, pe care a fost emisă o autorizație de construcție, vă rog, zonă de agrement, odihnă și pescuit. Și vreau să-mi dezvolt afacerea
potențial agent economic, ca și potențial agent economic, menționez că în urma solicitării Consiliului Local s-au reluat măsurile cadastrale drept pentru care s-a încheiat procesul verbal numărul 4749 din 29.10.2019, pe care îl analizez la prezenta cerere și are aici acest verbal. O altă cerere, subsemnatul Dinu Viorel, domiciliat în comandantul Bătutul Județului Bacău, vă rog să-mi aprobați închirierea unei suprafețe de 5.000 metri pătrați din izlazul comunal, suprafață situată în zona Rogoaze, Carnaua 43, de 10.38. Dar totuși, aș vrea să întreb, cum se fac prețurile astea pentru respectivii? Eu am observat prețurile diferă extraordinar de mult de la 1 la 1. Adică, Hărstru am văzut undeva că are în jur de 280 de euro, da? Pe an. Pe an. Și altul are numai 17 euro pe an. Care, cine face diferențele astea? Doamna, vă rog. Vă rog. Dar nu, n-am înțeles. La ce diferențe mă referi? Păi, la preț, la diferență? La preț, la preț. Deci cei care au concesionat pe altă lege decât Ordonanța 34, care e mult discutată cu amenajamentul, s-a făcut redevența în baza raportului de evaluare. Deci toate concesiunile pe ordonanță 54 de când, din 2015. Și ele sunt actualizate cu indicele de inflație în fiecare an. Deci, nu știu la cine vă referiți că sunt prețurile astea, dar orice concesiune care se intre pe procedură, redevența se calculează în baza unui raport de evaluare. Când are? El are aici, după câte văd, pe 49 de ani. Da, că e pe ordonanța 54. Deci pe 49 de ani și plătește... Acum, ordonanța 54 a fost înghițită de... Dar văd că tabelul ăsta are pe 49 de ani și pe 26 de ani. Suprafață. Deci sunt suprafețe care oscilează. Bine, și în funcție de mărime. Și în funcție de mărime. Dar sunt și alte suprafețe mai mari decât are dânsul, da? Că eu luare văd că aici 2877 de metri pătrați, sunt alții care are 50.000 de metri pătrați pe 49 de ani, da? Și plătește 108 euro. Da. Deci are 50.000 de metri pătrați, da? Și plătește 108 euro, care are tot pe 49 de ani. Deci e o diferență extraordinar de mare, care s-au aprobat. Și anii, să știți că nu sunt acum. Deci anii sunt cu ceva înainte. Adică nu putem să spunem e ordonanța de cutare, legea care este actualmente. Deci sunt, vorbesc, au fost altele atunci. Deci, nu, este raportul de evaluare și raportul de evaluare este întocmit funcție de zonă. Dacă la 5.000 metri pătrați sus pe Cucoara, e zonă de pășor. Nu-i vorba de din moară, dar trebuie tot să aduci la același nivel până la urmă. Poate nu să nu fie. Dar nu știu de un om ungurean, pentru că e funcție de zonă. Ăsta care are la stradă roșu, el este în intravilan, este în, are utilități, este la accesul din DN. Evident că redevența lui e mai mare. Față de ăla de la Cucoara sau de la cea care are ipășuni, numai buruieni, n-are utilități, n-are acces la drumuri, la de la un drum de exploatare. Valoarea lui este mult mai mică raportat. Prin, prin asta e funcție de raport de valoare. Nu poți să-i aduci pe toți la fel. Deci, pentru mine, nu știu, nu mi se pare corect. Deci, eu orice... Adică, eu să plângi mai omul, până știu. Eu nu spun că se plânge, dar văd că și anii, 49 de ani, omul este o solicitare destul de mare, 49 de ani, și nu-i singur o Da. Păi, domnilor consilieri, referitor la cererea domnului Roșu, trebuie hotărât o dată ca să începem procedura, tot am înțeles. Se face ședință sau cum? E proiect sau cine? Poți să faci ședință. Nu, dar trebuie supus faptul că Consiliul Local, Consiliul Local
Există un proces verbal la care am fost la măsurător eu, Mihăiță și Cudinu, și am constatat că s-a pus problema că nu există acest teren. Am revenit cu o măsurătoare cadastrală, am încheiat procesul verbal și am adus la cunoștință Consiliul Local acest proces verbal, că nu sunt însușite toate părțile. Dacă dumneavoastră hotărâți ca în viitoarea ședință să se înceapă procedura de concesiune, compartimentul achiziției va începe pe o procedură. Care este statutul acestui teren, doamnă? Este domeniul privat al Comunei Târgu Troduș, nu este revendicat de alte persoane, este între o rezervă între terenul primăriei, slazul primăriei și under... Și este spațiul ăla sau nu l-ați mai găsit cât pe este? Este limba, exact la lângă el. Ce se face altă? Dacă el cere... Da, da. Da. Aduceți-o la urmă, legea 18 nu s-a de acolo. Poliția posese pe cineva acolo, care are din revendicat o bucată, și el vine, el cu posta persoană, și zice, ce să ne mai băgăm, băi, ca să ne scoată ochii altul, băi, stai, mă, dar v-ați apucat de vădut terenul ăla. Din moment ce purerea posese, nu s-a făcut tot la tot. Păi e și cadastrarea asta, cadastrarea asta se mai face, mi se face. Eu am încere de 5.000 de metri. Găsăți unul care, cum era, de doamna Vnedra, care tot solicita la Vișoara să-i zidea în schimb unii grădiniți acolo. A dat un exemplu, aviator, nu? Da, doamna Vnedra, înțeleg. Bun, o să vedem în ce modalități o să facem. Da, nu, zic, mai doi de proiect de hotărâre. Mai doar să ne dai. Nu cred că o să-mi ia părerea, nu mi-a dat de Cadastrarea nu se face, am măsurat, dar oamenii nu mi-aduc acte, nu pot identifica terenurile dacă oamenii nu prezintă acte. Și am pus comună, comună, comună. Deci oamenii țin terenul fără acte. Deci ce am măsurat Dănășeștiu la drum și în partea elaltă, nu au venit oamenii să mi-aducă actele, să-i pot localiza. Bun, da, se ia în calcul, adică dacă sunt acte de vânzări, cumpărări, fără a fi luată în calcul cu, cum să zic, prin notariat, numai ei între ei? Nu, actele acele private? Acte dispar? Nu. Bun, și cum se va face identificarea, adică acelei parcele, adică dacă au cumpărat respectivul și a murit, murit proprietarul. Da? El are numai un act de vânzare, cumpărare, încheiat între ei. Numai între ei. Zelcă, de la zelcă, nu vă referiți? Nu, eu mă refer eu prin ce fel de acte? Acelea notate sau da. Nu sunt luate în calcul. Da. În tabulare și dispare terenul respectiv? Nu dispare, în tabulare se face pe decum. Deci în tabulare și pe decum. Proprietarul e de inițial. De contul nu are Cadastrul ăsta sistematic sunt două facilități. Una, se înscrie dreptul de proprietate în cartea funciară. Doi, se dezbate moștenirea gratuit. Deci, acum chiar și dumneavoastră, dacă până acum s-a schimbat legea șapte, dacă nu este dezbătută moștenirea, moștenitorii de drept se duc la o persoană autorizată, fac cadastru și se înscrie în cartea funciară defunctul. Până acum nu se înscria. Trebuia să dezbat moștenirea, să înscrie fiind trecut moștenitorii. Nu. Acum, dacă Popescu are titlul de proprietate și unul din copii vrea să înscrie dreptul de proprietate în cartea funciară, se întabulează în cartea funciară Popescu, conform titlului 9.2.500. Cu un extras de carte funciară pe numele defunctului, veniți la primărie, se ia anexa 24 și se dezbate moștenirea pentru toți moștenitorii. Gratuit? Pe cadastru sistematic, da. Gratuit. Dar la notar? La notar nu. Și notar. Și notar. Da, și notar. Da, dar are un termen. Și nu, era un termen. Nu și notarul. Deci eu la toate... Era la... Nu, dar am spus-o din toată una. Am spus-o din toată una chestia asta. Da, da. Dar n-a venit nimeni să le aducă anexa 24 pentru lucrările de
cadastru care au fost înscrise în baza cadastrului sistematic. La toți am spus. Veniți și cu actele și la doamna Neghină la stare civil, aduceți în certificat din anexa 24, o trimit la Bacău, la OCPI și Bacău face mișcarea către notar, nu noi. Vă rog, domnilor consilieri, mai am două cereri, dacă nu sistematic. Da, o citire pe adresei mult discutate. Prin prezenta Cooperativa Agricola Valachia, Prot, Stat, cu sediul în localitatea Dobrești, numărul 263, județul Argeș, având un obiectiv de activitate creșterea bovinilor de lapte și activități auxiliare pentru creșterea animalelor, reprezentat prin Colcea Silviu Nicușor, în calitate de director, solicităm concesionarea, închirierea sau arendarea tuturor suprafețelor de paște disponibile din domeniul public sau privat al localității. Pentru totuși, având în vedere legislația actuală și în special legea zootehniei numărul 32 din 2019. Da? Disponibile de avem. Păi și vine cu animalele în coace sau ce o să fac? Nu, privat face transformare. Sau duce... Subsemnat Militelul Gabriela, medic veterinar la CNVI Târgu Drutul, vă aduc la cunoștință că dețin un contract pentru colectare și eliminarea deșeurilor periculoase medicale, așa, veterinare, cu I.I. Ioni Ghiula, din orașul Miercurea Ciuc, din anul 2019. Activitatea sanitară veterinară din cadrul cabinetului se desfășoară în exploatațiile de animale de pe teritoriul comunei. Menționez că nu produc deșeuri menajere. Da? Este vorba de doamna medic veterinar. Ar vrea să fie scutită de la plata impozitului comunei la cabinetul de ANSEI, da? Ca și persoană juridică. Ne tot învârtim în același loc. Domnul Covaș, avea un discurs, noi avem un alt discurs. Da, practic nu trebuie să facilităm buna desfășurare a lucrurilor aici în comună, nu mă interesează restul. Alte întrebări? Vă rog, da.